Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt Simona Dragomir și vă urez bun venit la cel de-al șaselea webinar organizat de Societatea Părinților Informați. Tema pe care am ales-o pentru astăzi, ce este și cum poți preveni infecția cu HPV? Am ales această temă pentru că ieri, 4 martie, a fost Ziua Internațională de Conștientizare a Infecției cu HPV. Mă bucur că suntem astăzi împreună să discutăm despre un subiect atât de sensibil pentru noi părinții și mai ales pentru părinții de fetițe. Din păcate, această infecție cu HPV, pe cât este de comună, pe atât poate fi de periculoasă, pentru că este responsabilă de 90% dintre cazurile de cancer de col uterin. Din fericire, însă există modalități de prevenție și chiar asta vom discuta astăzi, modalități de prevenție care încep încă din copilărie, mare atenție. Despre toate acestea ne vor vorbi pe larg invitații noștri de astăzi, domnul profesor dr. Alexandru Rafila, domnul dr. Gintrovel Dumitram, doamna Diana Stănculeanu, psiholog și psihoterapeut și domnul dr. Bogdan Radu. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul necondiționat al MSD și NeoLife, dar și al partenerilor Salvați Copii, Asociația Medicilor de Familie București Ilfov, Medicover, Ziarul de Sănătate și English Kids Academy, cărora le mulțumim din suflet pe această cale. Vom deschide sesiunea de astăzi eu cu domnul profesor dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie. Domnul profesor ne va explica exact care este legătura dintre HPV și cancerul de col uterin. Va urma apoi o scurtă sesiune de discuții, de întrebări, așa că fiți pe fază, fiți pe recepție și pregătiți aceste întrebări. Puteți adresa întrebările atât pe platforma unde ne urmăriți, cât și pe pagina de YouTube, unde vom fi live. Deci, profitați de prezența invitaților noștri, de prezența domnului profesor Alexandru Rafila, pentru că dânsul va fi primul vorbitor. Așa cum spuneam, care este legătura între HPV și cancerul de col uterin? Vom afla în cele ce urmează. Domnule profesor Alexandru Rafila, mă bucură mult să vă revăd și vă voi asculta cu mare interes. Bun venit! Frumos. Mulțumesc frumos. Încerc să pun prezentarea. Sper că se vede. Se vede? Deocamdată nu, dar o să se vadă, sper, curând. Mai încerc o dată să o... Vă rugăm. O secundă. Acum cred că urmează să vedem. Perfect. Bun. E în regulă. Ok. Bună seara tuturor. Îmi pare bine că avem o audiență care este din ce în ce mai numeroasă. Discutăm despre o infecție, infecția cu HPV. Eu am pus aici un titlu, numele complet, Human Papilloma Virus, adică virusul papilomatozei umane. E un grup, de fapt, de virusuri mai mari care pot să producă cancer, dar și alte afecțiuni. Și aș vrea să vă fac să încep cu un disclaimer de la început, ca să nu mai răspundem noi la întrebări sau să-i fac sarcina mai ușoară domnului doctor Gintrovel Dumitra, care urmează. Și pentru că lucrul ăsta trebuie de la început clarificat și n-are rost să existe îngrijorări inutile, pentru că noi avem date foarte sigure în momentul de față referitoare la vaccinul care previne această infecție cu virusurile papilomă. Deci este un vaccin care se pare că are o durată de acțiune sau o durabilitate a imunității lungă sau foarte lungă. Primele vaccinuri s-au administrat începând cu 2008 și fetele care au fost vaccinate atunci, acum sunt femei, au în continuare o bună imunitate după vaccinare. Și încă două elemente care sunt foarte importante. N-are niciun fel de legătură cu sterilitatea, adică după vaccinare nu produce sterilitate, și aici domnul doctor Dumitra o să vă dea
nu numai detalii, o să vă exemplifice acest lucru și nu are niciun fel de legătură cu stimularea, dacă vreți, debutului vieții sexuale la fetițe. Dimpotrivă, noi încercăm să facem în așa fel încât să vaccinăm fetițele înainte de debutul vieții sexuale, nu pentru că este legat de începutul vieții sexuale, ci pentru că riscul de infecție crește după debut și atunci e bine să vaccinăm înainte. Haideți să vedem însă, ca să ajungem la această discuție legată de vaccinare, să vedem ce este cu acest papilomavirus, cum se produce infecția, cum funcționează imunitatea și să încercăm să înțelegem de ce previne cancerul. Pentru că, sigur, el nu previne direct cancerul, dar previne infecția care duce la cancer. Și ăsta este elementul important pe care trebuie să-l înțelegeți. Și spunea doamna Dragomir puțin mai devreme că previne 90% dintre formele de cancer de col uterin. Sunt studii, poate chiar mai noi, care arată că nu există cancer de col uterin fără infecție cu virusul papiloma. Adică, practic, toate cancerele de col uterin pot fi prevenite prin vaccinare. Și sunt țări care fac acest lucru, vaccinează deja de 12-13 ani și au rezultate formidabile. Toate fetele de la vremea respectivă, care între timp au devenit femei, sunt protejate și nu mai prezintă leziuni precanceroase. Haideți să vedem ce este cu acest virus HPV. Aici e așa o imagine, sigur, puțin prelucrată, dar remarcați că este un virus, are și el niște proiecții în exterior, care nu sunt, nu este vorba de proteina spike de la virusul SARS-CoV-2, dar există astfel de antigene de suprafață, adică niște structuri care ar trebui să ducă la apariția unui răspuns imun la suprafață. Sunt foarte multe astfel de virusuri, sunt vreo 200 de tipuri cunoscute de virusuri papiloma și 30 dintre ele pot infecta tractul genital. Din acestea, cel puțin jumătate sunt responsabile de infecții care se cronicizează oarecum și care duc la, sau pot duce, să fim corecți, să spunem că pot duce la apariția cancerului. Acum, întrebarea pe care dumneavoastră ar putea să o puneți ar fi următoarea. Până la urmă, câte, dacă există totuși puține tipuri față de câte sunt cunoscute care sunt cancerigene, de ce trebuie să îmi vaccinez copilul? Sau de ce trebuie să mă vaccinez eu, dacă discutăm despre o femeie tânără, o femeie care este activă sexual? Pentru că ușurința îmbolnăvirii este foarte mare. O să vedem imediat în slide-urile următoare că sunt puține femei care nu se îmbolnăvesc sau nu se infectează, e mai corect spus, cu virusurile papiloma în decursul Domnule profesor, nu vă mai auzim. Sper să reușim să restabilim cumva legătura. Nu știu dacă mă auziți dumneavoastră, domnule profesor, noi nu vă auzim.
Înțeleg că domnul profesor încearcă să intre din nou în legătură cu noi și sper să reușim în scurt timp să îl putem vedea și asculta. Înțeleg că în câteva secunde urmează să intre domnul profesor și mă bucur. Domnul profesor ne explică foarte, foarte interesant și în detaliu care este legătura între HPV și cancerul de col uterin. Am reținut deja, spunea domnul profesor dr. Alexandru Rafila, că în orice cancer de col uterin s-a constatat prezența virusului HPV. Și de aici înțelegem, iată, cât de importantă este vaccinarea fetițelor înainte ca acestea să își înceapă viața sexuală. Am reținut și acest amănunt. Domnule profesor, ne auzim? Da, până de domnul profesor o să reușesc să intre, îmi permiteți ca să... Chiar vă rog, domnul doctor. Și la bun venit, salutăm iată pe domnul doctor Gindrovel Dumitra. Bună ziua! Mă bucur foarte mult că suntem împreună la acest eveniment. Îmi pare foarte bine că avem iată un număr în creștere de ascultători în acest moment. Și iertați-mă, din punctul meu de vedere, această problematică, între ghilimele, a abordării HPV în ceea ce privește lupta cu cancerele în general, dar și în particular cu cancerul de col uterin, reprezintă una dintre, să zicem, provocările următorilor 10 ani, pentru că există destul de multe programe lansate inclusiv de către Organizația Mondială a Sănătății în acest sens. Și mi-aduc aminte, mă întorc puțin la prezentarea domnului profesor, mi-aduc aminte de discuțiile care au fost generate acum 12 ani, atunci când România a început să fie introdus în program național vaccinul HPV pentru fetițele mai întâi de 9 ani, dacă mi-aduc bine aminte, în anul 2008, după care am crescut la fetițele de 10-11 ani în anul 2009, când a existat inițial o cerere destul de importantă de vaccin HPV, pentru ca după aceea campania de antivaccin să-și producă efectele pentru prima oară asupra unui vaccin în România și să asistăm la un eșec. În acest timp am pierdut 10 ani. 10 ani care, din punctul meu de vedere, sunt extrem de importanți, pentru că în acest interval de timp puteau să fie imunizate un număr mare de persoane de sex feminin, dar nu numai, astfel încât deja să putem să culegem roadele acestei campanii de vaccinare, în sensul în care să nu mai asistăm la drame în interiorul familiilor. Și pentru că domnul profesor făcea legătura între vaccinarea HPV și apariția cancerului de col uterin, mi-aduc aminte că încă de la acel moment, încă de acum 10 ani, era bine cunoscut faptul că aproximativ 99,7% dintre cancerurile de col uterin aveau documentată prezența HPV în inițierea acelor leziuni preneoplazice, cele care duc în final la apariția cancerului invaziv și la dezvoltarea unui cancer care poate să cuprindă pe lângă col uterin și celelalte elemente de vecinătate, astfel încât să ajungem uneori la stadii inoperabile. Și un element foarte important pe care trebuie să îl luăm în vedere este că încă avem un număr semnificativ de persoane care sunt descoperite în stadii avansate. Iar acest lucru se datorează în primul rând și în primul rând faptului că există pe lângă prevenția primară ar trebui să existe programul de screening pentru cancer de col uterin, care e disponibil, dar care a fost accesat cel puțin în primii 5 ani doar de un procent de 8,1% din populația de sex feminin eligibilă din România. Iar populația eligibilă este formată din femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 de ani. M-aș bucura foarte mult dacă măcar a doua etapă care a început de acum un an să fie un pic mai mult accesată de către aceste persoane, astfel încât numărul de persoane care sunt descoperite în România în stadii avansate să se afle în scădere. Am făcut această mică paranteză, profitând de faptul că domnul profesor nu se află în acest moment alături de noi și am încercat să nu anticipez prezentarea dumnealui, dar fac un pas înainte și vreau să spun că cucerirea Premiului Nobel pentru Medicină în anul 2008 a reprezentat unul dintre elementele sau argumentele
cele mai importante la momentul respectiv în ceea ce privește recunoașterea legăturii de cauzalitate între infecția HPV și apariția cancerului de col uterin. Și de ce a reprezentat unul dintre elementele cele mai importante? Pentru că încă de atunci a fost previzibilă o intervenție de sănătate publică care ar putea să salveze anual milioane de vieți la nivel global. Iar în acest moment deja asistăm la rezultate ale campaniilor de vaccinare în țări precum Canada, Australia, dar nu numai, țările occidentale, încă din momentul respectiv au inclus în programul național de vaccinare acest vaccin și se discută deja despre eliminarea cancerului de col uterin. Ei bine, dacă noi am avea dintre cele aproape 2000 de femei care își pierd viața în fiecare an, deja anumite rezultate și în care să putem vorbi acum despre eliminarea cancerului de col uterin, gândiți-vă că ar fi vorba despre 2000 de femei de vârstă tânără care s-ar afla în continuare în jurul nostru, ar fi 2000 de persoane de sex feminin care de obicei sunt mame, care de obicei se află la o vârstă destul de fragedă, sunt soții, sunt persoane care își lasă în urmă familia și care trebuie să descurce după aceea pe cont propriu. Am asistat la astfel de drame, am asistat la familii care au fost despărțite datorită cancerului de col uterin, în care copiii au crescut după aceea singuri, în care soții au rămas singuri să descurce cu copiii și vreau să vă spun că din punctul meu de vedere asta reprezintă lecții de viață care trebuie diseminate astfel încât cel puțin populația de sex feminin să înțeleagă care este importanța prevenției pentru cancer de col uterin. Înțeleg că domnul profesor întârzie. Da, se pare că sunt probleme cu internetul și n-am reușit să restabilim legătura cu domnul profesor. Nu știu cum să facem, să decalăm un pic și să intrați dumneavoastră cu prezentarea eventual și când revine domnul profesor, dacă sunteți pregătit, putem face și asta. Sunt pregătit fără discuție. Problema este că exista o anumită cursivitate. Cursivitate. Atunci mai așteptăm un pic și poate reușim totuși să restabilim legătura cu domnul profesor Alexandru Rafila. Colegii asta încearcă acum, dar n-au reușit și se pare că s-a deconectat total de la internet. Adică nu reușim să-l mai... Nici măcar telefonic. Păi în cazul acesta aș putea să încep dacă nu există contact nici măcar telefonic, atunci încep să înțeleg. Domnule doctor, poate că să subliniem de ce este important să facem acest vaccin până ce fetița nu și-a început viața sexuală. Pentru că aici cred că aveam problema. Părinții se temeau că sunt fetițele prea mici. În cazul acesta să încerc să merg pe jumătatea mea de prezentare. Vă rog să-mi dați posibilitatea de a face share pentru prezentarea mea. Ok, mulțumesc foarte mult. Haideți să vedem. Pentru că aici cred că era problema. Părinții își făceau griji cum că fetița este prea mică, oricum nu are activitate sexuală, de ce să faci vaccinul la o vârstă atât de mică? Ori dacă înțelegem aceste lucruri, cred că asta este cheia și atunci părinții care mai au semne de întrebare ar găsi. Mărturisesc că este prima oară când încep prezentarea la jumătate. O facem și cu asta să vedem. Este important să aflăm cât mai multă informație și să comunicăm. Haideți să începem să vedem dacă reușim să compensăm până în momentul în care domnul profesor se întoarce, pentru că prezentarea mea era formată din două părți. O parte în care vorbeam despre povara acestei boli și mai ales rezultatele celor care și-au asumat în programe naționale să dezvolte astfel de programe de prevenție a cancerului de col uterin. Și partea a doua se referea la întrebări frecvente, la aceste mituri care circulă în populația generală și care se referă practic la întrebări pe care ne le punem fiecare dintre noi atunci când suntem părinți și încercăm să facem ceea ce este mai bine pentru copiii noștri. Pentru că despre asta este vorba. La un moment dat vorbim despre decizie pe care trebuie să o luăm în calitate de părinți pentru
viitorul fetițelor sau băieților noștri și întotdeauna am fost izbiți, mai ales în social media, de aceste mituri care au fost propagate și care și-au produs foarte multe, care au produs foarte multe ravagii. Sigur că unul dintre mituri destul de importante, eu le-am selectat aici pe primul loc, se referă la faptul că vaccinul însuși produce cancerul. La momentul respectiv chiar au existat discuții spunând că nu este nevoie ca să lăsăm fetițe să se îmbolnăvească, să primească HPV, noi înșine cu vaccinul pe care producem, aducem cancerul. Domnul profesor avea în prezentare această imagine pe care o vedeți, în care vorbea despre faptul că acest virus are la suprafață nu niște țepușe precum virusul SARS-CoV-2, pentru că deja știm cu toții acest lucru, ci are această proteină L1 și o altă proteină L2 care este exprimată la suprafață și care, să zicem, formează învelișul exterior al acestui virus. În interiorul acestuia, continui ceea ce ar fi trebuit să presă domnul profesor, se află materialul nuclear, materialul genetic, cel care urmează ca în cazul infecției naturale să se replice la nivelul, la nivelul membranei, scuzați-mă, celor din status profund al epiteliului pavimentos de la nivelul exocolului și mai departe să rezulte alți virioni. Ei bine, acest vaccin este produs printr-o tehnică destul de nouă și destul de importantă. Este vorba o tehnică inginerie genetice în care proteina L1 de pe suprafața virusului este produsă prin inginerie genetică, după cum spuneam, și ea, odată produsă, are capacitatea să se reansambleze după aceea la periferie, formând o particulă pseudovirală, pentru că e de fapt o particulă asemănătoare virusului, așa cum o vedem în acest moment, fără să conțină în interior materialul nuclear, cel care va duce mai departe, va transmite informația genetică. Haideți să facem un exercițiu de imaginație și să ne imaginăm că acest virus-like particle, VLP, așa cum este recunoscut în acest moment în literatura științifică, conține doar în velușiu, doar coaja unei nuci, fără să conțină miezul, cel care contează ca să putem să dind o astfel de nucă să iasă mai departe un alt nuc care să producă ceea ce trebuie să producă. Este ca o minge de ping-pong goală pe interior. Ea nu conține absolut niciun fel material genetic, ca atare este imposibil să producă boala. Dar odată administrată este capabilă să producă din partea organismului o reacție care, o reacție imunogenă, care duce la formarea de anticorpi. Anticorpi care de data aceasta sunt mult mai importanți și mult mai buni decât anticorpii obținuți prin infecție naturală. O altă întrebare care a stat de-a lungul timpului pe buzele mămicilor a fost că de ce vaccinăm atât de vreme fetițele? De ce la 9 ani? Pentru că la momentul în care am început în 2008 această vaccinare, fetițele respective, gândiți-vă, fetița la 9 ani nu are caracterele sexuale secundare dezvoltate. Este în continuare un copil. Un copil pe care, dintr-o dată, noi medicii venim și spunem mămicii, trebuie să ți-l pregătești pentru viața sexuală. O mamă, în acel moment, este destul de reticentă pentru că privește în continuare acel copil ca fiind un copil și nu un viitor, să zicem, o viitoare femeie. Lucru care, din păcate, natura noastră o face, urmând ca în foarte scurt timp să ajungem cu acea fetiță să aibă ciclu, acea fetiță să predezvolte caractere sexuale secundare, să se descopere pe sine însuși și la un moment dat să ajungă să aibă un contact sexual mai devreme sau mai târziu. Cert este că datele pe care le avem în acest moment și care sunt disponibile din literatura științifică ne spun că cea mai mare prevalență a infecției cu HPV se întâlnește în jurul acestei grupe de vârstă de 15-20 de ani. Practic, imediat după debutul vieții sexuale, are loc infecția cu HPV. Această infecție cu HPV este maximă, după cum spuneam, în această decadă, 10-15 ani, dar după 15 până la 20 de ani, pentru ca ea să urmeze un declin pe măsură ce adolescenții încep să aibă, să zicem, o familie sau un comportament sexual care este limitat la un moment dat la partenerul din familie și să încercăm ca mai departe efectiv să avem o viață cât se poate de corectă din punct de vedere sexual. La un interval de timp după infecția HPV de aproximativ 15-20 de ani este foarte posibil să apară acele leziuni neoplazice
Această explicație face parte din prima parte a prezentării mele. Cert este că după vârsta de 25 de ani încep să apară leziunile precanceroase. Este motivul pentru care după 25 de ani începem screening-ul pentru citologia Babeș-Bolnicolau sau pentru tiparea HPV la nivelul exocervixului. Acest screening trebuie să continue până la vârsta de 65 de ani, iar beneficiul maxim pe care îl putem obține prin cealaltă metodă de prevenție, și anume prin vaccinare, se află undeva aici, în intervalul 9-15 ani. Deci, iată motivele pentru care noi începem vaccinarea de vreme, 9-15 ani. În România se începe în acest moment între 11 și 14 ani, pentru că la momentul în care avem cea mai mare prevalență a infecției în populația de sex feminin, acestea se poate să fie pregătite. De ce? Pentru că vaccinul previne infecția, nu o tratează. Este un element foarte important pe care trebuie să luăm în calcul atunci când discutăm despre acest lucru. Practic, o leziune deja amorsată nu este vindecată de vaccin, ci vaccinul previne apariția leziunilor, acele leziuni preneoplastice care vor duce în final la apariția de cancer de cor uterin. Sigur că multe persoane se întreabă și dacă discutăm acum cu cineva în parc, să zicem, este foarte greu de identificat în populația sex feminin persoane care au confirmat un cancer de col uterin. Iar datele statistice pe care le avem în acest moment spun în felul următor, că în fiecare an între 3500 și 4000 de femei sunt descoperite cu cancer de col uterin și dintre acestea între 1500 și 2000 de persoane își pierd viața. Numărul lor este relativ destul de mare. Este un număr destul de important de persoane care, după cum spuneam, sunt diagnosticate cu cancer de col uterin. Dar una dintre elementele pe care fiecare femeie le cunoaște este vorba de această întrebare sau, mă rog, această conexiune cu ceea ce populația SSMI vorbește despre rană pe col. În momentul în care discutăm despre rana pe col, adică acele leziuni preneoplastice care sunt foarte frecvente și pe care multe dintre femeile le descoperă, nu neapărat întâmplător, ci în momentul în care deja prezintă simptome, reprezintă de fapt o leziune preneoplastică. De aceea nu putem vorbi în acest moment despre cancer de col uterin, că este o boală rară, dimpotrivă este una dintre afecțiunile care produc, care sunt responsabile de o amprentă destul de importantă pe ceea ce se numește, să zicem, mortalitatea produsă prin cancer în România. Și la momentul respectiv, dar încă primesc destul de multe întrebări din partea mamicilor care spun că vaccinul este un vaccin nou introdus. Parcă ne aflăm în același film, dacă vreți, cu vaccinarea SARS-CoV-2 în acest moment. Vreau să vă spun că aceste date pe care le avem în acest moment nu mai sunt date care se referă la un vaccin nou. Dimpotrivă, vaccinul nu era nou nici măcar în anul 2008, atunci când a fost introdus în programul național. Nu este nou nici în acest moment. Este un produs care a fost administrat în România deja la peste 76.000 de persoane. În Europa au fost vaccinate până în 2015 aproximativ 17 milioane de persoane. Există programe de vaccinare la nivel mondial care și-au făcut dovada și sute de milioane de doze administrate, astfel încât avem un profil de siguranță care provine atât din studiile clinice inițiale înainte de anul 2008, cât și din viața reală și care ne spune că foarte multe dintre elementele care la momentul respectiv erau incriminate în acest moment nu mai sunt valabile. Iată, în acest moment avem un vaccin utilizat la nivel mondial, peste 60 de țări până în 2014 deja foloseau acest vaccin și avem recomandarea emisă de către Organizația Mondială a Sănătății ca toate țările lumii să atingă o acoperire vaccinală de aproximativ 90% la această grupă de vârstă, 11-14 ani, cât mai rapid pentru a putea să eliminăm infecția HPV. În ultima perioadă avem destul de multe țări care introduc vaccinarea și la băieți. Și de ce fac acest lucru? Păi, în primul rând, pentru că există un beneficiu direct, adică HPV-ul nu este responsabil doar de apariția cancerului de col uterin. HPV-ul este responsabil și de apariția altor forme de cancer care se întâlnesc la sexul masculin, precum ar fi cancerul penian, cancerul laringian, cancerul faringian și multe alte forme de astfel de cancere. Plus, să nu uităm, verucile vulgare. Trebuie să aduc aici în
să aduc aminte celor care ne ascultă despre, despre Michael Douglas, care a recunoscut public că a dezvoltat cancer laringian tocmai datorită virusului HPV. Și iată, exemple sunt cât se poate de numeroase în jurul nostru. Dar mai există un beneficiu indirect care este foarte important. Băieții sunt sursă de infecție pentru HPV, pentru femei. Pentru că ei pot să vehiculeze, pot să asigure ceea ce se numește infecție persistentă, adică la un moment dat organismul unei femei să poată să juguleze infecția, să facă, să producă mecanismul invers de clearance sau poate chiar de regresie a unei leziuni preneoplazice, dar în același timp infecția persistentă, adică reinfectarea și reinfectarea acelei femei să ducă la apariția cancerului invaziv sau la evoluția formelor preneoplazice către cancer invaziv, astfel încât lucrurile la un moment dat să fie cât se poate descăpate de sub control. Vă rog să-mi spuneți dacă domnul profesor este disponibil în acest moment. Nu a reușit să restabilească legătura? Din cât am înțeles, domnul profesor acum ne poate... Da. Sunt online, am auzit și prezentarea. Mă opresc aici, domnul profesor, și continuați dumneavoastră, pentru că e foarte important să ne întoarcem la legătura dintre slide-uri. Este în regulă? Ok. Ajunsesem aici la structura, ați văzut și de la domnul doctor Dumitra, vă spuneam că 15 tipuri sunt cancerigene și vă mai spuneam că infecția este foarte frecventă. Știți cum e, dacă ai multe infecții, chiar un procent mic dacă dau cancer, asta înseamnă multe cazuri de cancer și noi avem în România în fiecare an 5.000 de cazuri de cancer la femei. Și mai mult avem aproape 2000 de femei care mor în fiecare an datorită acestui tip de cancer. Este al doilea cancer ca și mortalitate în rândul femeilor și să știți că este foarte mult, că dacă în fiecare an în România mor circa 100.000 de femei, 2000 de femei tinere, mame care sunt femei active de obicei, sunt puse de cancerul de col uterin. Mai mult, țările la care se vaccinează deja de vreo 10-12 ani speră să elimine această boală din rândul bolilor care produc mortalitate în țările respective. E o oportunitate extraordinară. Să știți că, un comentariu, avem două vaccinuri care previn cancerul. E vorba de vaccinul acesta pentru infecția HPV și vaccinul împotriva hepatitei B. Pentru că și hepatita B, care e foarte răspândită, la un număr de persoane produce cancer și prin vaccinare putem să prevenim cancerul, ceea ce este formidabil, scutește foarte multă suferință și foarte multe alte lucruri colaterale. Cum poate fi dobândită infecția cu virusurile papiloma? Se dobândește direct, prin contact direct cutaneu mucos în regiunea anogenitală, nu neapărat prin contact sexual. Deci și alte comportamente cu atingere în zonele intime pot să ducă la transmiterea infecției. Sigur, prezervativele în general previn bolile cu transmitere sexuală, dar dacă discutăm despre această infecție, chiar dacă previne într-o bună măsură transmiterea, nu o evită complet. Și oricum, utilizarea prezervativului de multe ori este, nu este regulată, este pur și simplu un lucru care se face pentru prevenirea sarcinii de multe ori. Asta nu înseamnă că nu poți să te infectezi în cursul unui contact sexual care are loc într-o perioadă când sarcina este puțin probabilă. Și share ca să vedem și noi slide-urile. Nu vedeți slide-urile. Vreți, v-am ascultat, dar nu vedem slide-urile. Mulțumesc. Îmi cer scuze. Nu e problemă. Trec aici. Aici. Perfect, vă vedem. Așa. Cine a descoperit această legătură între infecția cu virusurile papiloma și cancer? Este un laureat al premiului Nobel, se numește Harald Zuhausen și acest Harald Zuhausen a reușit să demonstreze această legătură
și ulterior dezvoltarea unui vaccin a fost, dacă vreți, încununarea unui succes major de sănătate publică și reducerea incidenței cancerului în multe țări la femei se datorează acestei descoperiri inițiale a acestui laureat al Premiului Nobel, care a fost și în România. Este doctor honoris causa al Universității de Medicină și Farmacie din Cluj, unde este o școală de oncologie deosebită și care are programe integrate de prevenire a cancerului, atât prin screening, cât și prin vaccinare. Haideți să vedem cine este la risc să se îmbolnăvească. Este vorba despre femeile, cel mai frecvent, a femeile active sexual, expuse unui risc de infecție cu un tip cancerigen de HPV. 80% dintre aceste femei vor dobândi în cursul vieții cel puțin o infecție cu virusurile HPV, dar de multe ori infecțiile sunt multiple, adică sunt infecții repetate, iar până la 75% dintre persoane se infectează cu unul dintre tipurile cancerigene de HPV. Trebuie să spunem, nu avem nimic de ascuns, marea majoritate se vindecă după infecție, dar ăsta nu este un lucru suficient, pentru că datorită numărului mare de infecții, persoanele care pot dezvolta leziuni canceroase sunt și ele numeroase. Aici pare rău că nu se vede foarte, foarte bine. Trei lucruri care sunt importante. Există, asta este ciclul de multiplicare al acestui virus și el arată că afectează celulele de la suprafața colului uterin. Asta este epiteliul de la suprafața colului uterin. Și trebuie să înțelegem că această infecție este discretă. Nu o sesizăm, pur și simplu nu se sesizează. Nu ai inflamație pentru că nu se implică celulele sistemului imun. Intră în celula epitelială bazală și intră în ADN-ul, că tot discutăm acum de acizi nucleici. Acest virus se inseră în ADN-ul celulei gazdă, pe care îl influențează, dacă vreți, ceea ce determină, pe de o parte, o imunosupresie locală și nu apar anticorpi dintr-un simplu motiv. Virusul nu ajunge în sânge ca să determine viremie care să ducă la apariția unui răspuns imun. Deci, practic, răspunsul imun față de această infecție nu este un răspuns imun eficient. Deci, chestiunea asta că te imunizezi prin boală la virusurile papiloma nu stă în picioare. Te imunizezi prin vaccinare și din cauza asta acest virus a fost, dacă vreți, vaccinul împotriva infecției cu acest virus are așa de multe calități, pentru că el generează imunitate, iar infecția naturală care se petrece în mod obișnuit, o imunitate slabă care de multe ori se soldează cu cronicizarea bolii. Haideți să vedem care sunt stadiile acestei boli. Deci ai infecția inițială, după circa un an, dacă boala nu se vindecă, sistemul imun nu reușește să elimine sau mecanismele locale de apărare nu reușesc să elimine virusul, discutăm de o infecție persistentă. Infecția persistentă poate să dea la naștere unor leziuni preneoplazice inițiale, așa se numește CIN1, care se pot vindeca, dar poate și evolua către forme mai avansate de, spunem noi, de carcinom intraepitelial, gradul 2 sau 3, care duce la într-un interval de până la 20 de ani la cancer cervical. Ce se întâmplă? Din ce cauză facem noi vaccin și din ce cauză facem screening-ul de col uterin? De ce femeile active sexual trebuie să facă periodic, măcar o dată pe an sau o dată la 2 ani, acest screening? Adică să facă un test Babeș-Papanicolaou. Dacă au aceste leziuni CIN 1 și 2, care vedeți că apar într-un interval de până la 5 ani de la infecție, atunci aceste leziuni se pot detecta prin screening. Evoluția, poți să oprești evoluția acestor leziuni precanceroase
prin diverse manevre ginecologice, se face conizație, de exemplu, sau se poate ajunge la, din păcate, la intervenții care pot să fie traumatizante pentru femei. Dar se oprește evoluția către cancer. Din păcate, în România, și cu screening-ul stăm prost. Noi nu reușim, noi avem 5 milioane de femei care sunt active sexual până la vârsta de 45 de ani și care, din păcate, nu se merg la screening. Merg doar 2% din aceste 5 milioane, adică 100.000 de femei pe an, merg să facă screening. Ori dacă trebuie să faci o dată la 1, 2, 3 ani, hai să spunem, acest screening, vă dați seama că 100.000 de femei nu înseamnă nimic și restul femeilor sunt la risc, dezvoltă aceste leziuni, nu știu că le dezvoltă, nu dor, asta e foarte important, nu doare, nu e niciun fel de problemă, însă boala avansează. Și atunci, dacă venim cu vaccinarea, influențăm infecția HPV inițială, dacă venim cu screening-ul, oprim evoluția aici. Există acum o metodă de diagnostic molecular care sunt utilizate ca să vedem dacă este cineva infectat cu un serotip care, sau cu un tip mai corect, care este cancerigen. Putem să facem acest lucru, nu e niciun fel de problemă și sperăm și noi în viitor ca Ministerul Sănătății să dezvolte real programe reale care să prevină această boală. Care sunt factorii de risc pentru cancerul cervical? Sunt imunodeficiențe pe care le poate avea persoana și lucrul ăsta favorizează o infecție cronică, utilizarea anticoncepțională pentru o perioadă îndelungată, mai mare de 5 ani, mai mult de 3 nașteri, pentru că și în cursul acestor manevre infecția este posibilă, parteneri sexual multipli și viața modernă, ca să zic așa, generează genul acesta de riscuri și fumatul, sigur, ca un factor accesoriu, dar care este considerat un factor de risc pentru acest tip de infecție și implicit pentru cancerul cervical. Dar, vă spunea și domnul doctor Dumitra, am ascultat ce vă spunea, nu produce doar cancer cervical. Ăsta este cancerul cervical, 100% practic din cancerele cervicale și leziunile acestea precanceroase sunt produse de papilomavirus. Dar există și alte afecțiuni. Adenocarcinom cervical poate produce. Poate produce cancer anal. Poate produce cancer vaginal sau cancer vulvar. Sigur, nu cu aceeași frecvență, n-au același impact. Problema de sănătate publică este aici, dar asta nu înseamnă că ele nu există. Mai mult, o serie întreagă de afecțiuni care se numesc condiloame sau vegetații veneriene, condiloame genitale, care nu sunt canceroase, sunt benigne, apar atunci când se produce această infecție cu anumite tipuri de virusuri papiloma. Uitați-vă la nivel global, avem 2,7 milioane de cazuri de cancer în fiecare an, iar cancere noi asociate cu infecția HPV, 5%, adică peste 600.000 de cazuri de cancer la nivel global. Puteți să spuneți ce mă interesează la nivel global. E, în România avem foarte multe, adică multe dintre cazurile de cancer la femei care se înregistrează anual se datorează acestor virusuri papiloma. Și remarcați aici ce se întâmplă în zone care sunt închise la culoare și în zonele deschise la culoare unde se vaccinează. În Australia, de exemplu, unde se vaccinează, avem într-o țară, gândiți-vă că Australia are aproape 30 de milioane de locuitori, avem în jur de 250 de cazuri de decese anual. În România, unde avem 20 de milioane de locuitori, avem aproape 2000 de decese pe an. Deci o țară cu mai mică populație are de 8 ori mai multe decese, țara noastră. De ce? Pentru că la noi abia are început vaccinarea, iar în Australia vedeți că vaccinarea depășește 70% și de curând a fost introdusă și la băieți, care sigur pot fi și ei pe de-o parte feriți de anumite tipuri de cancere, care sigur sunt mult mai rare decât cancerul de col uterin, dar prin vaccinarea băieților nu se mai transmite la fel de intens nici boala,
este foarte important, prin imunizarea băieților, boala nu se mai transmite la femei și se reduce foarte mult transmiterea virusului. Așa că, uitați-vă, Statele Unite au aproape dublu mortalității din România, dar au o populație de 17 ori mai mare decât România. Deci toate exemplele acestea arată că pe măsură ce vaccinezi, mortalitatea se reduce. Vedeți că în Africa, unde în mod evident, Africa subsahariană, deci doar o porțiune din Africa, unde în mod evident programele sunt foarte discrete, există și o mortalitate mare care depășește 50.000 de cazuri. Acum, vedeți că sunt țările care sunt figurate verde, care au mai mult de 100 de țări, au introdus vaccinarea în programele lor naționale. La noi, deocamdată, vaccinarea este la cerere. Ea e introdusă în program, dar este la cererea părinților. Să fac eforturi să vaccinăm copiii, fetițele, pentru că le asigurăm un viitor sigur. Din păcate, oamenii se conving mai repede decât autoritățile. De curând, Ministerul Sănătății a cumpărat 40.000 de doze de vaccin, care sunt suficiente pentru 20.000 de fete, dar să știți că cererea e mult mai mare, sunt 60.000 de fete care ar trebui vaccinate. Există solicitări din partea părinților, deci pentru nevoi de 120.000 de doze. Cred că este momentul să înțelegem că vaccinarea, prevenția, este cea care reduce și costurile, nu numai protejează vieți. E un mesaj și pentru autorități. Noi încercăm de mult să convingem că toată lumea trebuie să aibă acces la vaccinul și la vaccinare, iar inclusiv o femeie activă sexual care dorește să se vaccineze, se poate vaccina fără probleme cu 3 doze de vaccin, iar acest lucru ar trebui să fie acoperit, compensat de sistemul de asigurări de sănătate. Fără screening și fără vaccinare, avem în fiecare zi 9-10 cazuri de cancer de col uterin, care se soldează zilnic cu 5 decese. E foarte mult, de jumătate dintre femeile care sunt diagnosticate cu cancer de col uterin în România mor. Și lucrul ăsta trebuie să ne dea foarte serios de gândit. Avem aproape 2000 de femei în fiecare an care se prăpădesc și, repet, sunt femei care de multe ori au copii mici, sunt femei de 30, 40, 50 de ani. Nu discutăm despre persoane cu vârste foarte înaintate și cred că toată lumea e convinsă că având o soluție la îndemână, trebuie să o și folosim. Mulțumesc frumos, dacă sunt întrebări, cu mare drag răspund. Vă mulțumim mult, domnule profesor. Sunt și întrebări la care o să vă rog să răspundem. Iată, Cristina ne spune că la analize a reieșit că este infectată cu tulpina 4, a urmat tratament cu isoprinozin, iar la următoarele analize nu a mai reieșit nicio tulpină. A luptat sistemul meu imunitar sau ar trebui să refac analizele? La 34 de ani nu mai pot vaccina? Absolut, se poate vaccina. Probabil că sistemul imunitar a luptat, dar asta nu înseamnă că dânsa, mai ales la 34 de ani, nu se poate reinfecta. Vaccinarea este utilă. Eu cunosc multe femei tinere care, după ce au avut leziuni precanceroase la nivelul colului uterin, femei de 25, 30, 35 de ani, au luat decizia să se vaccineze, au făcut foarte bine, pentru că ulterior nu mai au avut probleme. Asta nu înseamnă să nu mai faci screening, măcar să te controlezi din când în când, e bine să faci lucrul ăsta, dar o povară, dacă vreți, o potențială povară a bolii a dispărut după vaccinarea acestor femei tinere. Nu e niciun fel de problemă, vaccinarea e recomandată fără niciun fel de restricții. Și nu există, practic, contraindicații. E un vaccin, n-aș spune că e cel mai bun vaccin, că nu vreau să fac reclamă nimănui, dar e cu siguranță unul dintre cele mai bune vaccinuri existente în momentul de față. Și Diana pe bază. Diana ne întreabă care este eficiența vaccinului. Odată ce ai dezvoltat tulpini în high risk și care în aproximativ 2 ani s-au retras.
Există 15 tulpini cancerigene și așa se întâmplă. Există și acest fenomen de rebound, adică dacă, să spunem, la început aveam doar cele două tipuri, 16 și 18, care incluse vaccin, celelalte, și după ce s-a început campania de vaccinare, celelalte tipuri cancerigene care nu erau incluse în vaccin au început să producă tot mai multe cazuri. Ori, acest vaccin care are 9 valențe, și asta trebuie să spunem tuturor, dintre care 7 sunt pentru tulpini care produc cancer, acoperă peste 90% din tulpinile care produc cancer, aceste 7 tulpini, practic oferă protecție. Doamna a avut o tulpină, să spunem, care a produs acea leziune, dar asta nu înseamnă că reinfecția nu este posibilă cu altă tulpină, nu, dacă nu neapărat tulpina cu care a avut infecția în momentul respectiv. O salutăm și pe domnul care spune că ne aude și ne vede foarte bine și ne mulțumește pentru informații. Mulțumim și noi, Lăcrămioara, că ești alături de noi. Dacă mai aveți și alte întrebări, le așteptăm. Iată, Cristina spune, igiena este importantă. Dar absolut. Este eficientă, domnule profesor? Igiena totdeauna este eficientă, dar totdeauna este eficientă, dar aici discutăm despre o infecție. Sigur, nu putem acum să intrăm în detalii, dar viața sexuală, viața intimă, dincolo de măsurile igienice generale, presupune un anumit tip de contact în care măsura igienică este ineficientă. Și atunci este bine să ai, dacă vrei, anticorp protector ca să nu te îmbolnăvești, decât să fii în situația să... Există o singură situație, dar... Abstinența totală, într-adevăr, este cea care previne multe dintre bolile cu transmitere sexuală. Cu o precizare, infecția cu virusurile papiloma este posibilă chiar și în aceste situații, chiar atingerile cu propria mână pot să ducă la infectare. O salutăm și Liliana, care întreabă dacă ar exista vreo contraindicație. Și Liliana întreabă atât pentru fiica ei de 14 ani, cât și pentru ea. Nu sunt contraindicații, nu sunt contraindicații absolute la acest vaccin. E un vaccin extrem de bine tolerat. Nu au apărut niciun fel de probleme. Vreau să vă spun că entuziasmul a fost așa de mare pentru că, gândiți-vă că sunt zeci de milioane, poate sute de milioane de femei care deja s-au vaccinat, nu au apărut probleme majore, iar temerile de la început legate de sterilitate, legate de deces, au fost infirmate de practică. Cred că este cel mai bun exemplu. Avem și exemplu românesc, că toată lumea vrea să știe și exemplu românesc. Nu sunt probleme, au fost zeci de mii de femei, de fete vaccinate, nu sunt astfel de probleme. Și iată, salutăm și Elina și Mădălina mă întreabă, domnule profesor, dacă băieții se pot testa pentru a se depista dacă sunt sau nu purtători de HPV. Sigur, ei se pot testa, că nu e o problemă să testezi și un băiat, dar fiind vorba de o infecție pasageră de multe ori, la băieți se vindecă, să zicem, ceva mai ușor, structura locală este diferită, dar și mai mult, infecția este inaparentă, adică nu se vede. Infecția nu e ceva care să se coreleze cu un disconfort sau cu apariția unei secreții, ca la alte boli cu transmitere sexuală. Sigur că se poate face un screening, dacă vreți, periodic, dar nu rezolvă niciun fel problema. În primul rând că nu toți băieții fac acest lucru și o testare sistematică, de exemplu, la băieți este destul de complicată și din punct de vedere a resurselor pentru sistemele de sănătate publică, măcar să reușim noi să facem testarea la femei ca să depistăm leziunile și eventualele infecții. Mă rog. Liliana, revine și întreabă dacă vaccinul prin intermediul cabinetului medicului de familie sau mergem la medicul specialist ginecolog? Nu, la medicul de familie. Medicii de familie sunt medicii vaccinatori. O să vă spună domnul doctor Dumitra chestiunea asta. Dânsul a avut ocazia să vaccineze multe fetițe, atât în campania din 2008, cât și ulterior. Deci nu se pune problema. Sigur, medicul ginecolog poate să-ți recomande vaccinarea
dar, în mod evident, nu te duci să te vaccinezi la medicul ginecolog. Este un vaccin de rutină, deja nu e nimic special și nu presupune niciun fel de expertiză suplimentară legată de vaccinare. Mulțumim, domnul profesor, pentru prezentarea făcută, pentru răspunsuri. Vor mai fi întrebări, cu siguranță o să răspundem. Bine, mulțumesc! Mulțumim din suflet și o să revin acum la domnul doctor Gindrovel Dumitra. Știu că ați făcut o parte din prezentare, dar mai erau lucruri de povestit și vă las să continuați, domnule doctor. Iar eu să mă întorc la capul prezentării mele și într-adevăr... Oricum au spus lucruri extrem de interesante și mă bucur, poate că am început cu miturile acelea de care vorbeam, adică temerile părinților, și acum vom continua cu... Oricum ar fi, este important că domnul profesor a reușit să se relogheze astfel încât să putem să continuăm prezentarea, astfel încât ascultătorii noștri din acest moment să poată să iau decizie informată. Asta este lucrul ce care contează cel mai mult. Prezentarea mea își dorește să aducă argumente în ceea ce privește povara bolii, dar și mijloacele prin care putem ca aceste infecții cu HPV, nu numai pentru cancer de col uterin, și foarte bine vreau să punctăm acest lucru pentru că și domnul profesor l-a spus puțin mai devreme, sunt posibile în acest moment în practica clinică. Am să vă aduc această frază pe care Albert Einstein o spunea cândva, și anume: o persoană inteligentă rezolvă o problemă, o persoană înțeleaptă o evită. Este foarte important ca să înțelegem că da, putem să rezolvăm o problemă în cazul în care există atât infecția cu HPV sau leziune preneoplazică sau chiar cancer de col uterin, dar este mult mai important să evităm, pentru că ceea ce putem evita practic are cel mai mic cost și cel mai mică amprentă în ceea ce privește viața fiecăruia dintre noi. Diagnosticul de cancer și diagnosticul de leziune preneoplazică reprezintă o traumă, în special pentru femeile tinere, cele care au o viață în față și dintr-o dată trebuie să schimbe abordarea de aici înainte. Iar această schimbare se traduce într-un mod cât se poate de variat, pentru că putem să asistăm la aceste paciente care sunt diagnosticate cu cancer de col uterin sau cu leziune preneoplazică, atât la instalarea depresiei, la un stigmat social, la durere și disconfort. Simptomatologia este de foarte multe ori destul de importantă, la pierderea productivității atât în familie cât și la locul de muncă, la dificultăți ale activității sexuale și, bineînțeles, ale vieții de cuplu, la afectarea imaginii de sine, la izolare socială, la povară financiară, pentru că tinerile noastre cheltuie toți banii astfel încât să poată să reușească să depășească acest moment și poate să ducă în final, din păcate, la pierderea vieții, ceea ce contează cel mai mult, pentru că vă povesteam puțin mai devreme dramele care se întâlnesc aici, sunt destul de numeroase. Există această particularitate a infecției HPV, și anume faptul că anticorpii obținuți pe cale naturală se obțin târziu, la aproximativ un an, doi ani de la momentul infecției naturale, și de cele mai multe ori acești anticorpi se află la un nivel, un titru care nu neapărat sunt protectori, care nu ne asigură o protecție pe termen lung, și, din păcate, doar 50% dintre femeile care se infectează de-a lungul vieții cu acest HPV vor produce un anumit titlu de anticorpi, repet, care nu sunt neapărat protectori împotriva unei alte reinfecții. Ce opțiuni de prevenție avem? Practic putem să facem prevenție primară. Prevenția primară înseamnă vaccinarea împotriva HPV, despre care vorbeam puțin mai devreme, dar putem să facem și prevenție secundară. Iar prevenția secundară înseamnă de obicei screeningul. Screeningul care poate fi efectuat prin citologia Babeș Papanicolaou, pe care toată lumea o cunoaște în acest moment, sau acel examen citologic în mediul lichid, se poate face în cadrul unui consult ginecologic atunci când observăm o anumită leziune și care poate fi colorată cu acid acetic și mai departe urmată procedura dacă ridicăm suspiciuni unei leziuni la nivelul colului uterin, și putem să facem mai nou screeningul tipurilor de HPV cu risc oncogenic înalt, practic determinarea ADN-ului viral la nivelul exocolului, ceea care ne arată infecția și nu neapărat o leziune existentă la acel loc, dar ceea ce contează este infecția, pentru că ea este cea care va duce practic această infecție de la un col uterin normal la un col care dezvoltă leziuni preneoplazice, care de cele mai multe ori reprezintă un element care se întâmplă în ani de zile. Deci de la infecția naturală
până la apariția leziunilor precanceroase poate să dureze uneori 5 ani. Ce contează aici? Contează persistența despre care vorbea domnul profesor puțin mai devreme. Iar în momentul în care se depășește membrana bazală, atunci când această leziune precanceroasă se duce mai jos în țesutul conjunctiv subiacent, vorbim despre cancer de col uterin, despre cancer invaziv, iar momentul acesta poate să fie de la 10 ani în sus de la momentul infecției naturale. Am vrut să amintesc acest lucru de ce? Că infecția HPV și mai ales cancerul de col uterin au această caracteristică. Este un cancer care are mijloc de protecție, este un cancer care până la apariția formelor invazive are o durată lungă de acțiune în care poate fi descoperit. Pot spune că acest cancer se lasă descoperit. Doar noi suntem cei care nu depunem măsurile astfel încât să-l descoperim. Ne oferă un interval de timp extraordinar de lung, până la 10 ani, în care putem să avem atât de multe acțiuni astfel încât să prevenim dramele despre care vorbeam puțin mai devreme. Și bineînțeles că primele metode prin care s-a încercat la nivel european să se prevină acest cancer de col uterin au fost aceste programe de screening care au demarat în țările europene în jurul anilor 60, 50, 60. România a avut și ea la un moment dat un program de screening pe vremea guvernului socialist, dacă ne aducem bine aminte, numai că acest program de screening România nu a continuat, în celelalte țări au continuat și după cum vedeți am asistat la scăderi foarte importante a incidenței cancerului de col uterin, pe când România stă în continuare la nivele foarte înalte, ceea ce este inacceptabil, din păcate. Experiența pe care o avem în țări precum Anglia, care după introducerea programului de screening, pe măsură ce a crescut acoperirea acestui program de screening, am asistat la scăderi ale incidenței cancer de col uterin, scăderi care au fost semnificative, dar au ajuns la un anumit plafon. Iar acest plafon, după cum observăm, exemplul este de această dată dat de către Statele Unite ale Americii, care și ei au un program de screening începând cu anul 1975. În anul 2007 s-a atins practic o perioadă de platou în care, cu toate că am avut o performanță a screeningului foarte bună în Statele Unite ale Americii, am continuat să avem în continuare persoane care se îmbolnăvesc de cancer uterin, e drept, mai puțin decât în România, dar ele există. Și atunci, bineînțeles că americanii, dar și celelalte țări europene, și-au pus întrebarea ce putem să facem mai bine decât facem în acest moment prin programul de screening. Și atunci au apărut aceste idei în ceea ce privește vaccinarea HPV, pe măsură ce a apărut și vaccinul disponibil, vaccin care poate să prevină nu doar cancerul de col uterin, el poate să prevină și celelalte forme de cancer, cancerul anal, leziunile premaligne anale, cancerul vaginal, cancerul vulvar și nu în ultimul rând cancerul faringian și laringian despre care vorbeam puțin mai devreme. Screeningul de data aceasta este, să zicem, eficient doar în cazul leziunilor premaligne cervicale pentru cancer de col uterin, respectiv pentru cancerul de col uterin. Deci vaccinul ne aduce pe de o parte un beneficiu suplimentar pentru cancerul de col uterin, dar și pentru celelalte forme de cancer. Practic, trebuie să discutăm despre o vaccinare, despre o prevenție primară înaintea debutului vieții sexuale și nu vreau să mai punctez acest lucru pentru că l-am punctat data trecută. O să merg mai departe și o să vă spun că există în acest moment țări precum Austria, Australia și așa mai departe, Statele Unite Americii, care au trecut și la vaccinarea băieților sau a bărbaților, tocmai pentru a întrerupe transmiterea bolii, pentru că ei rămâneau în continuare pe lanțul de transmitere, pentru a proteja bărbații de aceste cancere asociate HPV. Vă spuneam în slide-ul anterior despre acel beneficiu direct, dar și indirect. Avem în acest moment o poziție a Organizației Mondiale a Sănătății încă din 2014, în care este vorba despre o vaccinare pentru o schema de vaccinare inițială cu 2 sau cu 3 doze. Nu avem demonstrat până în acest moment necesitatea unei doze de rapel și observați deja că încep să apară datele de impact. Datele de impact înseamnă scăderea anumitor forme de cancere în țările în care deja avem programe de vaccinare pentru cancer de col uterin. Iată exemplul Marii Britanii, care constată o scădere a tuturor cazurilor sau a prevalenței HPV în populația generală după introducerea vaccinării de la 59,9% la 48,2%, iar în ceea ce privește anumite tipuri de vaccin, adică tipuri de virus HPV, adică cele care sunt implicate în producerea cancerului de col uterin, dar și a leziunilor preneoplazice și care sunt cuprinse în vaccin, scăderea este de la 28,7% la 7%, adică e o scădere foarte importantă, ceea ce arată
eficiența vaccinării atunci când este realizată pe scară largă. Cei care aduc date cât se poate de clare și, dacă vreți, date care ne ajută în acest moment să ne formăm o idee, sunt australienii. Australienii aduc, au vaccinat cu vaccinul tetravalent, cel care acoperă atât cele două serotipuri predominante, și anume serotipul 16 și 18, cel care produce cancer de col uterin, dar și 6 și 11, care produce condiloma acuminata, începând cu anul 2007. Este momentul introducerii vaccinării și la grupa de vârstă 11-14 ani și observați că avem o reducere cu 92,6 la această grupă de vârstă sub 21 de ani de data aceasta, o reducere extrem de importantă pentru leziunile anogenitale, cele care se referă la leziuni benigne, adică condilomatoza acuminata sau creasă de cocoș, pe care o cunosc ceilalți în termeni populari, dar în același timp avem o reducere cu 72,6% la grupa de vârstă 21-30 de ani, din două motive. Pe de o parte, pentru că avem persoane care au fost vaccinate și acum se află în această grupă de vârstă 21-30 de ani, dar mai este un motiv foarte important și anume este ceea ce se numește herd immunity, imunitatea colectivă. În momentul în care au început să dispară sursele, în acel moment au început să scadă numărul de cazuri și la persoane nevaccinate, ceea ce reprezintă unul dintre beneficiile uriașe al acestui vaccin, pentru că este capabil să facă acest herd immunity. Tot australienii s-au uitat asupra leziunilor neoplazice care pot fi întâlnite, leziuni preneoplazice. De ce? Pentru că timpul scurs din anul 2007 până în acest moment nu ne-a permis încă să vedem o scădere neapărat a incidenței cancerului de col uterin, cu toate că este vizibilă în acest moment, dar putem să vedem o scădere a leziunilor preneoplazice. De ce? Sunt acele leziuni care duc în final la cancer. Ori dacă scade astea, ne așteptăm ca în viitorul foarte apropiat să avem scăderi semnificative a tuturor cancerilor. Organizația Mondială a Sănătății a demarat acest program care se numește HPV Faster, care înseamnă practic vaccinarea fetițelor din grupa de vârstă 9-14 ani cu două doze de vaccin, cu un program de catch-up, un program de recuperare a fetițelor cu vârstele cuprinse de la 15 ani chiar până la 25 de ani și mai departe cu o vaccinare la cerere a tuturor persoanelor care au vârsta mai mare de 25 de ani, dar cu un test de screening, cel puțin pentru identificarea HPV-ului. Mai departe, în cazul în care există identificat acest HPV, trebuie efectuat triajul și, bineînțeles, tratamentul respectiv, astfel încât să putem să asistăm la diminuarea efectului. Deci, practic, este un program integrat care presupune atât vaccinare cât și screening. Împreună, cele două metode trebuie să fie capabile să ducă la reducerea cancerului de col uterin. Și am să continui mai departe, am trecut deja de peste slide-urile pe care le-am prezentat legat de miturile pe care le pregătisem. Practic, vă spunea domn profesor puțin mai devreme că pentru acest lucru s-a câștigat premiul Nobel pentru medicină în anul 2008 de către Harald Zuhlhausen pentru descoperirea legăturii de cauzalitate și totuși, cu toate că există aceste fapte demonstrate, sunt recunoscute de către organisme științifice de prestigiu, cum este Comitetul de Atribuire a Premiului Nobel, în acest moment încă persistă acest mit că nu există legătură între virusul HPV și cancer și că vezi, Doamne, în acest fel vaccinul nu ar preveni cancerul. Nu, legătura este demonstrată, în acest moment avem foarte clar acest lucru clarificat și după cum am văzut, cum am arătat puțin mai devreme, deja încep să apară datele de impact. Există un alt mit care are o legătură destul de importantă și în percepția pe care, să zicem, populația o are. Vaccinul anti-HPV protejează și pentru alte boli cu transmitere sexuală. Nu este adevărat. Vaccinul HPV protejează doar împotriva infecțiilor cu virusul HPV și atât. Nu ajută la altceva. Unul dintre miturile care, mă rog, au stat și ia câte se repetă și în cazul vaccinilor SARS-CoV-2 din acest moment, vaccinul determină boli autoimune. Așa cum spuneam, avem o experiență destul de importantă de peste 10 ani. În acest putem discuta destul de clar că nu avem niciun fel de schimbări sau modificări în populația vaccinată comparativ cu populația nevaccinată deja, astfel încât este clar că nu există o legătură, un link epidemiologic, să zicem, măcar epidemiologic, bazate pe datele statistice, atât din studiile clinice cât și din viața reală. Pentru că
Acest mit a fost, cum să vă spun, propagat la toate vaccinurile care au apărut la un moment dat ca fiind noi în programe naționale. Nici vaccinul HPV nu a fost evitat, dar nici vaccinul COVID, pentru COVID-19, care îl folosim în acest moment, nu este evitat. La fel ca și celălalt mit care se referă la infertilitate. Vreau să vă spun că asistăm deja la un deja vu. Practic se discută la fiecare vaccin, vezi, Doamne, că va da infertilitate. Datele pe care le avem disponibile în acest moment ne spun foarte clar că acele fetițe care au fost vaccinate au aceeași rată de fertilitate ca și fetițele nevaccinate și mai ales în România putem să constatăm acest lucru pentru că numărul de persoane care au fost vaccinate a fost destul de mic, dar acest număr a permis sau ne permite să aducem niște date statistice legate de acest lucru după 10 ani de la momentul în care au fost administrate primele doze în anul 2008. Apoi, pe mine mă miră un lucru pentru că se spune că vaccinul produce infertilitate. Păi nu vă supărați. Cea mai mare sau o responsabilitate mai mare pentru infertilitate o are însăși infecția naturală care produce leziune preneoplazice, care ducând la leziune existentă la nivelul exocolului, ele, acele leziuni pot să determine practic apariția problemelor de fertilitate. Ori ne place să aruncăm mingea din parte într-alta, dar de fapt realitatea este la mijloc și este cât se poate de corect interpretată în acest moment de către organismele științifice. Un alt mit cu care m-am întâlnit la momentul respectiv se referă la faptul că practic ne adresăm unei infecții cu transmitere sexuală, dar nu numai sexuală. Și părinții mi-au reproșat de fiecare dată că eu pregătesc sau mă rog, le rog să accepte un vaccin pentru o boală cu transmitere sexuală, dar copilul lor va fi un copil cu minte, este crescut să fie un copil cu minte, să nu aibă parteneri multipli, să aibă decât un singur partener. Sigur că pentru mine treaba asta este destul de delicată. Avem date, studii statistice în acest moment și în România, care provin și din alte țări, care ne spun foarte clar că este posibil ca să avem un debut al vieții sexuale la 14-15 ani, chiar la 15-16 ani și de cele mai multe ori primul contact sexual nu este planificat. Este o realitate. Astfel încât această afirmație că vom avea eu ca părinte grijă ca acel copil al meu să fie cât se poate cu minte, este cât se poate de incorrectă și mai ales irresponsabilă. De ce spun treaba asta? Pentru că da, ok, poate că îți pregătești un copil să fie cu minte, dar ce garanție ai tu asupra viitorului soț? Pentru că în momentul respectiv, vă spuneam mai devreme, rolul de vector al soțului este unul foarte, foarte important, astfel încât această afirmație este cât se poate de puțin importantă încă la acest moment. Și acum există două mituri care balansează așa, nu am nevoie de vaccinul anti-HPV pentru că o să-mi fac screening-ul anual. V-am arătat puțin mai devreme că screening-ul are o limită, poate fi efectuat fără discuție, este un instrument destul de util, el trebuie continuat a fi efectuat, chiar dacă ne vaccinăm HPV, dar screening-ul singur nu obține acele rezultate pe care ne le dorim, și anume eliminarea cancerului cervical, adică nu înlătură complet riscul de a dezvolta cancer cervical. La fel este și invers. Mă vaccinez, mai trebuie să mai fac screening? Da, trebuie să facem și screening și vaccinare. De ce? Pentru că vaccinarea, în acest moment, vaccinul acoperă 90 și ceva la sută din serotipurile circulante și care sunt responsabile de dezvoltarea cancerului de col uterin. Practic, discutăm despre o acțiune comună în care, atât prin intermediul vaccinului, cât și prin intermediul screening-ului, să ducem la eliminarea completă a cancerului cervical. De aceea am vrut ca să punctez cât se poate declar cele două componente care împreună pot să ducă până la urmă la dispariția acestui cancer. Pe scurt, HPV-ul poate determina o serie de cancere, dar nu numai cancerul de col uterin, mai multe cancere. Infecțiile cu HPV sunt frecvente și majoritatea infecțiilor se vindecă spontan, cum spunea domnul profesor puțin mai devreme. Dobândirea de infecții noi cu HPV se produce pe tot parcursul vieții, dar în special în perioada aceea, după debutul vieții sexuale, 15, 20, 25 de ani. Persistența HPV-ului în tractul genital, infecția persistentă, se poate accentua odată cu înaintarea vârstei și mai ales cu creșterea numărului de parteneri sexuali. Avem în acest moment demonstrată eficacitate și eficiență pe termen lung atât la femei cât și la
bărbați și nu în ultimul rând, protejarea împotriva majorității bolilor și a cancerului asociat cu HPV este realizată de către vaccinurile pe care noi le putem folosi în acest moment. Repet, atât la femei cât și la bărbați, pentru că tot împreună va trebui să reușim să obținem ceea ce înseamnă eliminarea cancerului cervical. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și ca și domn profesor așteptăm întrebări. Doamna Dragomir, trebuie să deschideți microfonul, că nu se aude. Da, mulțumesc foarte mult. Spuneam că vă mulțumim pentru prezentarea făcută și mă bucur că sunt foarte multe întrebări care continuă să sosească. Și aș vrea să-i salutăm și pe cei care ne urmăresc în YouTube și să le spunem că așteptăm întrebări și din partea lor. Văd că deocamdată sunt foarte activi cei care sunt pe platformă și ne urmăresc. Deci și cei care urmăresc pe YouTube pot pune întrebări la care cu siguranță veți răspunde. Iată ce ne întreabă Mariana. Vaccinul oferă protecție pentru cât timp? Este utilă sau mai bine zis ar fi necesară și o nouă vaccinare, adică cumva un rapel? Am spus puțin mai devreme, nu este nevoie de un rapel în acest moment, nu a fost dezvoltată sau, mă rog, demonstrată necesitatea unui rapel. Practic, la 10 ani distanță, avem un titlu persistent de anticorp, titlu de anticorp protector, care se menține undeva la între 8 și 10 ori valorile obținute prin infecție naturală. Probabil că de-a lungul timpului vom asista la date noi sau vom obține date noi care să vină din viața reală. La momentul respectiv se va lua o decizie, dar vreau să vă spun că același lucru s-a întâmplat și cu un alt vaccin pe care îl pomenea puțin mai devreme domn profesor Rafila, care previne o altă formă de cancer, hepatomul celular. Și anume vaccinul împotriva hepatitei B, cel care se administrează bebelușilor la naștere, la 2 luni, la 4 luni și la 11 luni. La fel s-a spus și la momentul în care a apărut acel vaccin, pentru că este bazat pe aceeași tehnică a ingineriei genetice, în care se obține o particulă asemănătoare virusului și s-a crezut inițial că e nevoie de un rapel la 5 ani. Nu a fost nevoie. S-a crezut inițial că va fi nevoie de un rapel la 10 ani. Nu a fost nevoie. Iată, avem în acest moment date la 30 de ani și nu avem nevoie de vaccin. Este foarte posibil să asistăm la același, să zicem, evoluție și în cazul vaccinului HPV și să ajungem la peste 30 ani distanță să concluzionăm că nu e nevoie de încă un rapel pentru acest vaccin. Iată un alt mesaj interesant pe care l-am primit. Ce măsuri ar trebui să ia o persoană infectată cu HPV pentru a nu răspândi virusul? Păi, în primul rând, trebuie să aibă un comportament sexual cât se poate de responsabil. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, igiena riguroasă a suprafeței, a tegumentelor, trebuie să fie păstrată. Și nu în ultimul rând, nu vorbesc de abstinență aici, vorbesc pur și simplu doar de a avea o viață sexuală cu un partener unic, astfel încât să nu fie posibilă transmiterea mai departe a acestui virus. Vreau să vă povestea iarăși, domn profesor, despre posibilitatea de transmitere non-sexuală prin contact mână, regiune vaginală și mai departe, care este foarte posibilă. E adevărat că nu foarte frecventă, dar posibilă. Și vreau să atrag atenția dacă avem printre noi eleve, studente care ne ascultă, pentru că în special în căminele de studenți, de elevi, există o practică a ne împrumuta, să zicem, îmbrăcămintea, astfel încât să fim un pic mai la modă sau să avem altă rochie în altă seară și uite așa mai departe. Ei bine, e de preferat ca să nu facem acest lucru și nu doar din perspectiva HPV-ului, cât mai ales din perspectiva multor altor boli dermatologice. HPV-ul fiind practic unul dintre ele. Eu nu v-am mai auzit ultimele secunde. Acum cred că ne auzim foarte bine, domnule doctor. Mă gândeam legat de ce a spus și domnul profesor Rafila și ce a subliniat și dumneavoastră acum. Aș continua cu o altă întrebare de pe un prosop care, nu știu, nu este bine spălat la hotel, să spunem. Poți lua HPV? Este o ipoteză teoretică, dar posibilă. Am înțeles. Bun. Mai avem un mesaj pe care îl trimite Mădălina. După ce a făcut a doua doză de vaccin, a avut o stare de amețeală timp de câteva zile. Este normal? În cazul în care voi avea aceleași reacții după ultima doză, pot lua ceva tratament?
reacția amețeala care poate să dureze o zi, două, trei, poate chiar o săptămână, să zicem, cred că nu durează o săptămână, maxim trei zile, este o reacție care este trecătoare. Da, se poate întâmpla să apară din nou o astfel de reacție, dar este foarte posibil ca să nu apară deloc. Nu este obligatoriu dacă ai experimentat la o doză, la a doua doză, să se întâmple și la cea de-a treia doză. Dimpotrivă, am asistat la anumite reacții adverse care au fost frecvente, ba la prima, ba la ultima doză, ba la cea de-a doua doză, în cazul în care au fost persoane care au avut nevoie de trei doze. Reacții adverse existența uneia la o doză nu garantează apariția acestei reacții adverse și la cea de-a treia doză. Eu îi recomand persoanele respective să facă, să primească vaccinul în continuare, fără discuție, ca să-și încheie schema. Și trebuie să vă spun că această reacție adversă nu este comparabilă cu povara sau, mă rog, cu suferința în caz de cancer de col uterin. Asta este ceea ce contează. O salutăm pe Anuța, care, iată ce ne întreabă domnul doctor, pentru femeile care doresc să se vaccineze și nu mai sunt în grupa de vârstă, cum procedăm, cât costă în momentul de față o doză? Și înțeleg că e vorba de mai multe doze, da. Aici trebuie, în România, în acest moment este disponibil programul de vaccinare pentru fetițele cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani. Orice mămică care are sau părinte care are o fetiță din această grupă de vârstă poate adresa o cerere la medicul de familie, care, pe baza acestei cereri, la un moment dat va fi distribuit vaccinul de către Ministerul Sănătății. Pentru persoane care au vârsta între 15 sau mai mare de 15 ani, nu, în acest moment nu avem disponibil un program de vaccinare gratuit, este nevoie să fie cumpărate aceste vaccinuri. Și acum există două recomandări. Limita o reprezintă 25 de ani. Între 15 și 25 de ani se poate vaccina orice persoană fără nicio fel de problemă, fără anumite teste efectuate anterior. După vârsta de 25 de ani, e de preferat ca o persoană înainte de a se vaccina să-și efectueze screening-ul, dar nu din condiții de siguranță. Este important pentru că dacă există o leziune preneoplazică deja existentă la nivelul cervixului, vaccinul, după cum spuneam în intervenția anterioară, nu vindecă leziunea respectivă. Deci vaccinul are un rol preventiv. Doar rol preventiv. De aceea este bine să se vaccineze chiar și după 25 de ani, până la 45 de ani, așa cum avem recomandarea în acest moment în prospectul vaccinului, dar să nu ignore screeningul, pentru că, repet, vaccinul, o schemă completă efectuată la această grupă de vârstă, în condițiile în care există o leziune preneoplazică, nici nu o accelerează, dar nici nu o vindecă. Și putem ajunge în situația în care, Doamne ferește, o persoană este vaccinată, dar leziunea să existe anterior și ea mai departe să meargă către cancer de col uterin. De aceea, încă o dată, insist asupra acestui aspect. După 25 de ani ne putem vaccina înainte sau după screening, dar cu screening obligatoriu. Bun, și dacă constatăm că suntem în regulă și merită să facem vaccinul, întreba Anuța cât costă o doză. O doză costă... Din câte cunosc eu, în jur de, eu mi-am cumpărat dozele pentru fica mea cea mare care n-a prins programul de vaccinare și vreau să vă spun că a fost, dacă nu mă înșel, în jur de 580 de lei o singură doză. Este destul de scump, dar merită. Am făcut acest efort în calitate de părinte pentru a mă simți, cum să vă spun, cu conștiința împăcată că am făcut tot ce trebuie. Copiii mei sunt vaccinați cu totul, tot ce se poate vaccina în acest moment, și HPV, și meningococcic, și SARS-CoV-2, și orice. Le-a beneficiat că este studentă la medicină și, bineînțeles, că a trebuit să primească vaccinul. Să fie sănătoasă, domnule doctor, să vă bucurați de copii. Mulțumim pentru răspunsuri și pentru informațiile date. Vă propun să mergem mai departe și dacă vor mai fi întrebări, cu siguranță vom răspunde și după. Vă mulțumesc încă o dată pentru precizările făcute, pentru prezentare. Acum o să o invit pe doamna psiholog Diana Stânculeanu pentru a ne vorbi despre pubertatea între vulnerabilitate și soluții. Bună seara! Bună seara! Mă bucur că suntem împreună. Iată, de asemenea, extrem de interesant pentru părinții care au copii aflați la vârsta pubertății, a adolescenței. Vă ascultăm cu mare drag. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur tare mult că avem ocazia să discutăm un pic despre contextul de vârstă în care ar trebui să fie implementate toate aceste recomandări atât de valoroase pe care le-am primit de la domnii doctori, de la antevorbitori, și toate explicațiile acestea atât de corecte legate de starea de sănătate și de prevenția pe care o putem aduce în viața fetelor noastre adolescente și
le putem în felul acesta garanta o premisă excelentă pentru o stare bună de sănătate pe termen lung. Pe de altă parte, vorbim de un context de vârstă deosebit de dificil, un context de vârstă cu destul de multe vulnerabilități din perspectivă developmentală și un context de vârstă care aduce destul de multe complicații, inclusiv în relația părinte-copil, adică acel context în care ar trebui să se petreacă comunicarea corectă în legătură cu tot felul de subiecte complicate, complexe, așa cum este și subiectul sănătății și protecției copilului, un subiect de sănătate foarte specific care atinge un pic și zona educației sexuale, care este o altă dimensiune de foarte, foarte mare vulnerabilitate în cultura noastră în general și în comunicarea din familie cu precădere. Așa că profit de această ocazie să povestim un pic despre aspectele complicate ale vârstei, la ce să fim atenți, cum să învățăm să decodificăm unele dintre comportamentele dificile ale adolescenților și ale puberilor și adolescenților, care ne fac mai degrabă să intrăm într-o zonă de disciplinare severă și nu neapărat de empatie și de compasiune, și care s-ar putea să ne țină departe de ei și departe de a aborda subiecte complicate cu ei, inclusiv subiectele care contează cu adevărat. Așa că o să opresc această scurtă introducere și o să încerc să fac și un share screen, pentru că am pregătit și o mică prezentare. O secundă să văd dacă iar aceasta... Vedem, okay. O vedem. Se vede. O să fac și foarte... mai mare. Am utilizat cumva cei doi termeni, pubertate și adolescență, pentru că în acest moment asistăm și la un decalaj un pic cronologic al instalării pubertății în rândul din ce în ce mai multor copii. Asistăm uneori în cazul unor fetițe de 9-10 anișori la instalarea aproape completă a manifestărilor puberale. În cazul altora, manifestările de pubertate se duc un pic către vârsta de adolescență, 14-15 ani. Așa că când vine vorba despre aspecte legate de sănătate și protecție și educație sexuală, este important să avem în vedere în egală măsură cele două mici grupe particulare de vârstă. Așa cum spuneam, este o perioadă de vârstă, o perioadă de dezvoltare destul de complicată, pentru că cu corpul și cu creierul copiilor noștri se întâmplă foarte multe lucruri, ale căror consecințe noi le vedem foarte mult în comportament și atitudine. Este important de știut că în această perioadă de vârstă, la nivel neurocerebral, în creierul copiilor se întâmplă mai multe categorii de transformări care, din nefericire, fac ca starea lor emoțională să fie una deosebit de fragilă. Adeseori spunem despre puberi și adolescenți că sunt destul de întorși pe dos, destul de iritabili, plictisiți cu viața, că nu le convine mai nimic, că sunt foarte răsfățați, că au chef să facă doar lucrurile care le aduc lor plăcere, că stau departe de activitățile responsabile sau care necesită un pic de efort, că ar face orice în afară să învețe, că își pierd respectul față de adulții și îngrijitorii lor, da, și tot felul de alte etichete care fac cumva creșterea unui preadolescent să fie foarte complicată. Ei bine, astăzi mi-aș dori să-i ajut mult pe părinții care ne ascultă să înțeleagă și de ce se întâmplă aceste lucruri, pentru că ele nu reprezintă neapărat o consecință de proastă creștere, nu neapărat niște extraterestri ne fură copiii noștri cei buni și îi transformă în acești preadolescenți aroganți și îndreptățiți care nu mai au niciun fel de grijă și respect față de părinții lor, ci realmente în creierașele lor se întâmplă niște transformări care au fost menite să-i ajute dintr-un anumit punct de vedere, dar care astăzi pot să le complice destul de tare viața. Iată, de altfel, putem să asistăm în perioada pubertății și a adolescenței la o scădere dramatică a nivelului de endorfine din creier. Endorfinele sunt acei neurotransmițători, acele substanțe din creierașul nostru care au rolul unor analgezice, da? Analgezicul este acel medicament pe care îl luăm ca să ne treacă o durere fizică. Ei bine, avem endorfine care ne ajută foarte tare cu atenuarea tuturor categoriilor de dureri, inclusiv fizice și emoționale. De exemplu, în creierașul copiilor care învață să meargă, nivelul de endorfine este foarte, foarte ridicat, pentru că dacă nu iar ajuta acest analgezic natural, niciun copilaș n-ar putea să treacă de durerea atâtor căzături, niciun copilaș de un an și ceva nu ar persevera
era în a învăța să meargă, pentru că ar fi foarte descurajat de dramatismul și de suferința adusă de căzături. Da? Și în acea perioadă de vârstă este însoțită de un nivel foarte mare de endorfine în creierul nostru. Ei bine, acest nivel de endorfine se prăbușește destul de mult în perioada pubertății și adolescenței, ceea ce aduce în rândul copiilor noștri o foarte mare intoleranță la disconfort. Și o să-i vedem văitându-se foarte mult, spunem noi, văitându-se degeaba și uneori din cauza unor suferințe care în ochii noștri ai adulților nu par foarte mari, da, mi se pare că trăiesc super drame pe care ei ar trebui să, peste care ei ar trebui să treacă cu foarte multă eleganță, să nu le pună foarte mult la suflet. Și noi de altfel deși spunem, pentru că nu e așa, de la înălțimea experienței noastre, noi știm că peste tot, peste orice se poate trece, dar în cazul lor aceste drame și suferințe emoționale sunt realmente uneori copleșitoare și din pricina aceasta ei și au niște trăiri emoționale uneori cam prea intense și dramatice pentru gustul nostru, dar iată că avem și o explicație neurologică pentru acest lucru. O să spun la final și de ce se întâmplă toate aceste schimbări în creierul copiilor. Un al doilea aspect care se modifică și care este demn de luat în seamă vizează sistemul dopaminergic. Dopamina este un alt neurotransmițător, o altă substanță din creierul nostru, care este foarte implicată în sistemul de motivare și recompensă. Descărcăm dopamina în creier ori de câte ori facem o activitate plăcută, da? De exemplu să ne uităm la un film sau să facem o plimbare sau să ne întâlnim cu prietenii, mai ales dacă sunt prieteni a căror companie ne face plăcere, dar dopamina descărcăm și dacă mâncăm atunci când ne este foame. Dopamina mai descărcăm și atunci când reușim să ducem la capăt o activitate neplăcută cu efort. Nu descărcăm dopamina pe parcursul activității, dar descărcăm la finalul ei, la finalizarea ei. Este acea ușurare combinată cu mândrie, că iată, în sfârșit am făcut ceva greu sau ceva care nu-mi place, dar am reușit să finalizez. Ei bine, dragii de puberi și adolescenți, au o dinamică foarte specială a dopaminei în creier, au un nivel bazal de dopamină foarte, foarte mic, ceea ce ne ajută să înțelegem un pic de ce ei pare că nu au chef de nimic în perioada asta de vârstă sau pare că au chef doar de activități foarte plăcute și interesante din perspectiva și din punctul lor de vedere. Ce se întâmplă cu nivelul lor de dopamină este că crește foarte, foarte mult în momentul în care ei dau cu nasul de noutate și de risc. Da, și știm că adolescenții se duc foarte mult în zona de risc, în zona de experiment, în zona de aventură și de explorare. Noi ne dăm peste cap să-i protejăm foarte tare pentru că ei pare că nu prea iau în calcul consecințele acestor explorări în zona de risc. Și iată că este important să avem și aceste informații legate de sistemul dopaminergic, pentru că debutul de viață sexuală, care intervine în viața multora dintre copiii noștri în această perioadă de vârstă, poate să aducă cu sine acea doză de noutate, de aventură, de explorare și de risc, în care copiii ar putea să intre, adolescenții ar putea să intre, fără să se gândească foarte mult la consecințele comportamentelor lor. Un al treilea rând, o altă modificare pe care e important să o avem în vedere, vizează cortexul prefrontal, materia cenușie, bucata cea mai complexă și mai deșteaptă din creierul nostru, ceea ce numim creierul rațional. Este ceea ce ne face pe noi să fim ființe raționale, demne de a fi capabile să învețe, să evolueze, să aibă obiective, să ia decizii pe termen lung și foarte, foarte, foarte important să facă reglare emoțională. Un aspect important legat de emoțiile noastre este că se nasc într-o parte din creierul nostru și se reglează în cu totul și cu totul altă parte. Da? Ni se nasc emoțiile de frică și de furie, de exemplu, într-o bucățică de creier tare primitivă și foarte bine dezvoltate încă din primele noastre zile de viață, dar aceste emoții sunt reglate, sunt liniștite, sunt modulate într-o altă bucată de creier. Da, în ceea ce numim cortexul prefrontal, care are nevoie de vreo 20 și ceva de ani din viața noastră ca să se termine din dezvoltat. Este o bucată de creier care, din pricina complexității, are această evoluție foarte, foarte lentă și care, din nou, în perioada adolescenței, nu are o foarte bună stimulare. Da? Deci fix partea de creier care i-ar ajuta cel mai mult pe copiii noștri să fie ființe raționale și responsabile, este foarte, foarte puțin stimulată în acești ani și are cea mai lentă evoluție în această perioadă de vârstă, maturizarea încheiindu-se undeva pe la 24-25 de ani. Experții în neuroștiință de altfel ne și recomandă ca până atunci să evităm să luăm decizii foarte, foarte importante din viață sau cu impact pe termen mediu și lung, pentru că s-ar putea ca ulterior
să nu mai fim foarte bucuroși de ele și chiar să le regretăm un picuț. Da? Este bine să așteptăm undeva după 24-25 de ani, când avem un creier 100% capabil să gestioneze consecințele pe termen lung ale deciziilor pe care le luăm. Asta se întâmplă din punct de vedere al neurotransmitătorilor din creier și din punct de vedere al dezvoltării creierului. De asemenea, o ultimă precizare în zona de creier ține de serotonină. Da? Este substanța pe care o eliberăm atunci când facem activități care ne ajută să ne simțim bine, care ne ajută să trăim bucurie, să trăim plăcere, relaxare, pe care o descărcăm natural în momentul în care ne întâlnim cu soarele, cu lumina naturală, cu activitățile în aer liber și mai ales cu activitățile plăcute, și este substanța care lipsește în mod dramatic din creierul unei persoane care se confruntă cu depresia, de pildă. Și din nefericire, dacă ar fi să analizăm creierul copiilor noștri din această perspectivă, ei bine, între creierul unui adolescent și creierul unei persoane cu depresie nu este o foarte, foarte mare diferență. Da? Iar prăbușirile acestor neurotransmițători buni, am vorbit de endorfine, am vorbit de dopamină, am vorbit de serotonină, aceste substanțe care aduc atâta calitate și atâta bunăstare în viața noastră, scade dramatic în adolescență, pentru că, evoluționist vorbind, adolescența în viața copiilor noștri înseamnă încă o parte de copilărie, da? Vorbim de ceea ce se întâmplă înainte și de vârsta legală, de 18 ani. Strămoșii noștri care ajungeau la adolescență, la ceea ce numim noi acum adolescență, erau practic cam pe la jumătatea vieții lor. Speranța de viață a strămoșilor noștri era mult mai mică și ceea ce numim acum un copil adolescent se numea pe vremuri o persoană la mijlocul vieții. O persoană care avea nevoie să fie autonomă, să părăsească cortul parental, să-și meargă cu tribul său mai departe, să se poată aventura în activități riscante, cum ar fi vânătoarea, ca să procure sursă de hrană pentru membrii familiei, să procreeze, ca să ducă specia mai departe. Deci adolescenții altor vremuri erau de fapt ființe umane aproape de jumătatea vieții lor, pe când adolescenții vremurilor noastre sunt copii care trebuie să meargă la școală, să asculte de părinți și să fie foarte, foarte responsabili și atenți pentru tezele lor la română și la matematică. Deci iată că adolescenții noștri și adolescenții de pe vremuri împart cumva același creier primitiv, cu aceleași funcții și cu aceleași impulsuri, dar trăiesc sau au cu viețile în context cu norme sociale extrem de diferite. Da? Și vorbim, iată, de aceste modificări care i-au ajutat pe strămoșii noștri să evolueze, da? Și să-și vadă de viața lor într-o manieră autonomă, să meargă cu gașca mai departe, afilierea la grup. Gașca, care ne sperie pe noi atât de tare în adolescența copiilor noștri, a fost un alt factor de supraviețuire. Strămoșul nostru primitiv, dacă pleca la drum singur, dacă pleca la vânătoare în pădure singur, ar fi avut foarte mari șanse să-și piardă viața, da? De aceea pleca la război sau la vânătoare cu gașca, în grup. Așa cum de altfel pleacă și adolescenții noștri dincolo de ușa casei, cu gașca de prieteni la care doar un părinte de adolescent știe cât de tare aderă copilul său. Ei bine, pe lângă toate aceste transformări neurocerebrale, copiii noștri intră și în ceea ce numim revoluția hormonală, da? Și aici vorbim de cei doi hormoni responsabili cu toate transformările corporale și sexuale care intervin în perioada pubertății, testosteron și estrogen, care ating valori de până la 15 ori mai mari față de etapa anterioară de vârstă. Deci iată că este o inundare hormonală pentru care nici măcar copiii noștri nu sunt pregătiți. În legătură cu care și ei spun cu subiect și predicat că de multe ori nu-și înțeleg corpul, nu înțeleg ce li se întâmplă și nu înțeleg ce se întâmplă cu ei din punct de vedere emoțional, pentru că vorbim de hormoni sexuali cu o legătură foarte strânsă cu sistemul nostru emoțional. În amigdală, care este acea bucățică de creier primitiv în care își au originea emoțiile de frică și furie, există milioane de receptori pentru testosteron, ceea ce îi face, de exemplu, pe băieții care intră la pubertate mult mai predispuși la a trăi furie, frustrare, iritare, au un nivel foarte crescut de impulsivitate. În cazul fetelor, estrogenul aduce foarte multă intensitate în orice categorie de emoție.
Totul este trăit ca o dramă intensă, toți ochii se dau peste cap, inima ne flutură foarte, foarte tare, lacrimile apar cu foarte multă ușurință, nemulțumirile explodează și în legătură cu aspecte foarte mici, da? Nu mi-am stat șuvița de păr, nu se potrivește fusta cu tricou, proful de română s-a uitat încruntat la mine și ar fi trebuit să se uite cu zâmbetul pe buze. Da? Totul devine o dramă pentru că din nefericire și această inundare hormonală acutizează foarte mult notele emoționale pe care ei le trăiesc în această perioadă de vârstă. De ce am făcut noi toată această introducere? Pentru că vom avea aceste mici ființe umane extrem de dificile, extrem de ciufute, extrem de iritabile, extrem de instabile emoțional, prea puțin dispuse să stea de vorbă cu noi, în condițiile în care, pe de altă parte, acest interval de vârstă ne aduce probabil ultimul tren pentru o componentă educațională extrem de foarte, foarte importantă, și anume educația sexuală și pentru sănătate. De ce spun că este ultimul tren? Este vârsta dincolo de care orice informație ar primi copiii noștri de la noi, o vor primi mult prea târziu, pentru că au primit-o deja în variante probabil incorrecte și pline de mituri și de greșeli, de pe internet, din reviste, de la colegi, de la gașcă. Da? Ne închipuim poate că noi ca părinți suntem unici educatori sexuali ai copiilor noștri, avem dezbateri profunde legate de măsura în care școala ar trebui să devină un educator sexual pentru copiii noștri, dar până când se hotărăște școala ce să facă sau să nu facă și până când ne depășim noi ca părinți propriile angoase, propriile tabuuri, propriile neliniști și nesiguranțe legate de ce înseamnă educația sexuală și pentru sănătatea copiilor, ei bine, până una alta copiii noștri deja se informează de la ceilalți educatori sexuali din viața lor. Mediul online, da, internetul, mass media în general și gașca. Sunt medii din care ei își au informație din plin și din nefericire nu și-au cea mai corectă sau cea mai potrivită informație. Pe de altă parte, în această perioadă de vârstă, noi am avea ocazia, dacă n-am stat departe de subiectele dificile, să consolidăm la nivelul copiilor cele mai responsabile atitudini față de sănătatea și față de corpul lor. Da? Și este contextul în care își are loc, de exemplu, și o discuție legată de subiectul acestei seri, da? În care este foarte important să vorbim cu fiicele noastre intrate la pubertate despre tot ce înseamnă HPV și riscurile aduse de HPV, dar bineînțeles asta înseamnă să ne asumăm în prealabil o discuție legată de educația sexuală complexă, da? Legate de transformările de corp, din corp, legate de ce înseamnă debutul de relații, legate de ce înseamnă limitele și regulile și acordul într-o relație de cuplu, pentru că este adevărat că virusul nu se transmite doar pe cale sexuală și există și celelalte categorii de transmiteri, dar relațiile sexuale care intervin în viața copiilor noștri, începând cu aceste vârste, rămân totuși principalele contexte în care ei s-ar putea infecta și ar putea să dezvolte toate patologiile de care ne-au vorbit domnii doctori mai devreme. Da? Deci este atât de important să începem să ne asumăm că vom discuta cu ei despre toate aceste lucruri, fără să ne fie teamă că le dăm idei premature, că dacă vorbim despre asta, e ca și când i-am împinge, da, să înceapă să aibă comportamente sexuale pe care alminteri ei le-ar amâna până după 18, 20, 25, poate chiar 35 de ani, dacă ar fi să-i întrebăm pe unii tătici, da, care și-ar vedea fetele virgine, până când ar fi ei pregătiți emoțional pentru acest lucru. De asemenea, e important să plasăm toate aceste discuții în contextele obiectivelor de vârstă, care țin de autonomie, care țin de explorare, care țin de construirea identității de sine și de cultivarea intimității. În partea de jos, în roșu pe slide, veți găsi obiectivele de dezvoltare emoțională ale acestei etape de vârstă. Apropo de îngrijorarea părinților legată de faptul că dacă ne apucăm să facem educație sexuală la această vârstă, este ca și când le dăm copiilor prematuri tot felul de idei, ce ne arată studiile realizate la nivel global este că programele de educație sexuală și pentru sănătate nu doar că nu au precipitat, ci mai degrabă amână debutul vieții sexuale, pentru că ele aduc un strop de responsabilitate și de gândire la consecințe în mintea copiilor, că de obicei au avut un impact pozitiv asupra gradului de protecție a comportamentelor sexuale, că au un impact general pozitiv cu privire la sănătatea sexuală și reproductivă și că au contribuit într-o manieră destul de puternică la reducerea bolilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor neplanificate, că acei copii care beneficiază de programe de educație sexuală și pentru sănătate, fie la școală, fie în familie,
se dovedesc că avea cunoștințe crescute în raport cu bolile cu transmitere sexuală, precum și alte aspecte legate de sănătate. Se dovedesc a fi mult mai autonomi și cu proactivitate în utilizarea mijloacelor contraceptive și asta este o informație foarte importantă, pentru că, de pildă, studiul realizat de Organizația Mondială a Sănătății cu privire la comportamentele de sănătate ale copiilor la vârsta adolescenței, inclusiv în România, ne arată că deși copiii au informații legate de contracepție și de protecție în zona comportamentului sexual, utilizare activă a mijloacelor de protecție au doar 7% dintre cei care au o viață sexuală activă. Deci, deși știu, le trece informația pe la ureche, da? În absența unor discuții în care să consolidăm aceste categorii de informații, ei nu neapărat folosesc informația. Da? Faptul că știu că ar trebui să folosesc un prezervativ sau faptul că am auzit de pilula contraceptivă nu îi transformă neapărat pe adolescenți și în niște utilizatori active ai acestor tehnici și au nevoie de informație consolidată din acest punct de vedere. De asemenea, crește nivelul de asertivitate și de exprimare a limitelor în relații, ceea ce este extrem de important din perspectiva prevenției comportamentelor abuzive din relațiile sexuale și din tinerele cupluri care se încheagă în această perioadă de vârstă, și scade numărul de parteneri sexuali. O altă provocare la care e important să fim atenți ține de paralelismul dintre așteptările și nevoile părinților și nevoile de dezvoltare ale copiilor în această perioadă de vârstă. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, ei sunt mânați din punct de vedere psihologic acum către autonomie, către explorare, inovație, identitate de sine și consolidarea intimității, în timp ce noi părinții suntem mânați în luptă de foarte mult control, supraveghere, normare, mesaje legate de responsabilitate și respect, orice ar însemna acest lucru, și foarte multă siguranță, da? După cum vedem, avem de a face cu o listă paralelă și pe alocuri antagonică, da? Ei vor dori să zboare, noi vom dori să-i ținem legați, da, în numele protecției și în numele siguranței, și dacă nu vom ști să negociem foarte atent acest dans între responsabilitate și autonomie, între supraveghere și explorare, ajungem foarte adesea în tumultul unor conflicte cu copiii noștri adolescenți, iar în marea ceartă și în marea copleșire emoțională, care de obicei se întâmplă de ambele părți, nu doar la nivelul copiilor, și nouă ne sare țandăra, și noi ridicăm tonul, și noi ne dăm ochii peste cap, și noi ne enervăm ca părinți, și în mijlocul acestui tumult emoțional riscăm să ratăm subiectele care contează cu adevărat. Ce ne spune literatura de specialitate în acest moment că este că există la nivelul familiei o serie de factori de protecție care se vor transforma, vor genera încet încet în ani de zile, căci adolescența nu durează două zile, durează ani de zile, nu știu dacă din păcate sau din fericire, da, generează niște factori de protecție personali. Așadar, dacă la nivelul familiei noi reușim să consolidăm relații de familie caracterizate de flexibilitate, de comunicare, de deschidere, de încredere, de așteptări pozitive, dacă îi ajutăm pe adolescenții noștri identificând, recunoscând și apreciindu-le comportamentele pozitive, nu neapărat criticându-i pentru ceea ce nu reușesc să facă, dacă rămânem prezenți prin monitorizare și implicare și prin influență, nu prin control, și dacă avem și niște reguli care vor trebui însă negociate cu ei, ei bine, toate aceste lucruri se transformă în ceea ce ne dorim cu toții din coloana de pe partea dreaptă. Scăderea asocierii adolescenților cu comportamentele de risc, creșterea comportamentelor protective în raport cu starea lor de sănătate și de siguranță, scăderea frecvenței comportamentelor antisociale și scăderea consumului de substanțe, pentru că probabil ce ne sperie mai tare sau la fel de tare ca un adolescent activ sexual este un adolescent care consumă tot felul de substanțe. Avem aici și câteva strategii parentale care să ne ajute. Foarte mulți părinți vor fugi cu gândul la ultima coloană, da? Ce fac ca să gestionez comportamentele problematice? Cum fac reguli? Cum fac discuțiile dirijate? Cum transmit solicitări și cerințe cu claritate? Ce consecințe folosesc cu adolescenții? Și e foarte importantă această ultima coloană, dar atenție că este coloana de intervenție. Avem până acolo foarte multe coloane de prevenție, da? Înainte de a corecta, este important să consolidezi relație, pentru că adolescenții noștri vor face
comportamente mai puțin problematice în momentul în care reușim totuși să ieșim din această perioadă păsându-ne unii de ceilalți. Da? Un adolescent se va gândi de două ori să o comită, cum spun ei, dacă au acasă un părinte de care încă le pasă, da? Dacă încă n-am ajuns la foarte multă uzură emoțională. Iar pentru asta avem nevoie să petrecem în continuare timp împreună, să stăm de vorbă, să ne manifestăm afecțiunea. Chiar dacă ei spun, hai mama, lasă-mă, nu mai pupa că sunt cât muntele, da? Sau cât ușa, da? Tentativele noastre de a manifesta afecțiune prin cuvinte, prin gesturi, prin tandrete față de ei, să știți că nu rămân nerăsplătite. Avem nevoie să ducem către ei recunoaștere, apreciere, atenție pozitivă și propuneri de activități interesante. Și mulți părinți spun, cum să ascult muzica pe care o ascultă, că e oribilă? Cum să mă uit la filmele la care se uită pentru că sunt plictisitoare? Ei bine, vom strânge din dinți. Da? Mi-aduc aminte, în adolescența mea, mama asculta Eminem și Metallica cot la cot cu mine și îmi spunea, nu înțeleg mare lucru, dar dacă îți place ție, merită să încerc să ascult și eu. Da? Deci iată cum nu neapărat trebuie să îmbrățișăm neapărat preferințele lor, dar e foarte important să nu le minimizăm, da? Să nu ne ducem către ei cu mesajele cu care au venit și părinții noștri către noi. Astea nu sunt haine, asta nu e muzică, e zgomot, ce e cu prostia asta de machiaj, ce e cu prostia asta de propunere, da? Tot timpul criticăm și minimizăm alegerile cu care ei vin, pentru că diferența dintre generații își spune cuvântul, dar dacă aici am rămâne cu un efort de a acorda atenție lucrurilor pe care ei le apreciază, probabil că am păstrat mult din respectul lor. Este de asemenea important să dăm un bun exemplu, modelare comportamentală. Vreau un copil care să citească mai mult, dar care nu m-a văzut niciodată cu cartea în mână. Vreau un copil care să fie responsabil pentru sănătatea lui, dar care mă vede cum an de an eu amân examenele medicale de rutină. Da? Vreau un copil care să nu fumeze și îi spun asta aprinzându-mi o nouă țigară. Da? Vreau un copil care să nu consume alcool, dar de pe ușa frigiderului nu lipsește din nicio casă cinstită de români o sticlă de vin sau o sticlă de bere. Le găsim întotdeauna acolo. Deci iată că e important, înainte de a fi lupi moraliști, să ne uităm și la ce le arătăm concret copiilor noștri și să avem aceste aspecte în vedere înainte de a sări direct în zona de disciplinare și de corecție. Și am aici și câteva mici ponturi pentru părinți înainte de a încheia această prezentare. Este o vârstă în care e important să ne alegem cu înțelepciune bătăliile. Pentru că dacă vom aborda cu același ton și cu aceeași atitudine dură și culoarea ojei de pe unghii și dezordinea din cameră, la oaltă cu rezultatele școlare sau cu educația pentru sănătate sau cu activitatea sexuală, nici copiii noștri nu vor mai ști să discearnă între ce este cu adevărat important și ce nu. Da? Nimeni nu se va mai îmbrăca la 20 de ani cum se îmbrăca la 14 ani. Ne uităm în poze și ne spunem, Doamne, ce-o fi fost în capul meu de mă îmbrăcam așa. Deci iată că ar fi important să nu ne uzăm resursele din relația cu copiii noștri pe bătăliile mărunte, din care oricum vom ieși doar pentru că trece timpul. E important să ne focusăm pe comportament, nu pe atitudine. Da? De multe ori le cerem să ducă gunoiul și ei duc gunoiul, doar că îl duc bombănind. Și noi, în loc să le mulțumim că au dus gunoiul, luăm de ei că nu l-au dus cu zâmbetul pe buze. Da? Trebuie să lăsăm deoparte bombăneala, pentru că ea vine și din acele modificări neurochimice care îi fac să fie iritabili și fără chef și plictisiți de orice. Da? Și să-mi spun că creierașul lui se transformă în această perioadă, de aceea nu e cu zâmbetul pe buze, să nu iau personal, pentru că nu mie mi se întâmplă asta, ci lui se întâmplă asta, da? Și să fiu mulțumit că, deși o face cu bombăneală, face totuși ceea ce îl rog. Să ținem cont de aplicațiile în educație ale curbei lui Gauss, acel procent de aur 20-60-20, care spune că fiecare dintre noi ne descurcăm foarte bine la 20% dintre lucrurile din viața noastră, suntem praf la alte 20% și ne descurcăm așa și așa la cele mai multe. Așa sunt și copiii noștri. Departe de a fi perfecți, da? Vor fi praf la niște lucruri, vor fi, cum spunem noi, mediocri la foarte multe, dar la ceva vor străluci. Trebuie să căutăm în fiecare dintre copii punctul lui de strălucire și să vorbim despre asta, pentru că din nou riscăm să ducem foarte multă critică și foarte multă nemulțumire într-o perioadă în care copiii consolidează identitate de sine și au nevoie să învețe despre ei că sunt importanți și speciali. Să ne îndepărtăm de atitudini de control, pentru că nu ne va ieși cu controlul. În realitate nu putem controla nimic când vine vorba de copii adolescenți și să sperăm că ne putem păstra influența. Da? Una este să
exercit influența asupra copilului meu și alta este să-mi impun controlul și puterea într-o manieră abuzivă, invocând și frecventele argumente pentru că eu te-am făcut, pentru că eu sunt actul, pentru că trăiești sub acoperișul meu și câtă vreme ești sub acoperișul meu trebuie să faci ce spun eu. Sunt argumente care stârnesc în adolescenți doar foarte mult opoziționism și foarte multă nevoie de conflict. În niciun caz nu vor consolida acel respect pe care noi îl așteptăm. Da? Să ne uităm cu realism că s-ar putea ca influența noastră să scadă cam la 30%, pe când influența grupului să se ducă cam la 70%, o spune știința, nu o spun eu. Iar dacă vom vrea să echilibrăm un pic aceste procente, să investim foarte, foarte mult în relația emoțională cu copiii noștri. A fost un maraton, dar am încercat să-mi respect timpul. Ai fost extraordinară, Diana, și spun în calitate de mamă de adolescent, de băiat care se află între pubertate și adolescență, am reținut, cred, cheia tot ceea ce ai spus, să renunț la încerca să am controlul și să păstrez influența, nu ceva influența. De genul ăsta. Da. Și uite, când o să-mi fie mai greu, o să-mi pun speech-ul tău, o să-l tot ascult. Mărturisesc că sunt extrem de fericită în calitate și de mămică, de fetiță de 7 ani, deci am ascultat tot ce au spus domnul profesor Alexandru Rafila, domnul doctor la fel Gingovel Dumitra, mă pregătesc pentru că se va apropia de 9 ani, iar acum sunt fericită cu ce ai spus tu, Diana, pentru că am și băiat de curând 14 ani și uite că nu doar eu simt asta, de azi spuneam în calitate de mămică de adolescent, Liliana, dacă mă uit aici la întrebările sosite, uite ce spune Liliana. Ați descris-o pe fiica mea. E primul meu copil și dintre perișori ea este cea mai mare. Și nu avem manual, puncte, puncte. Uite, Liliana, în seara asta diavolul. Măcar niște mici explicații. Exact. Și uite, spune Liliana, nu avem manual, de aceea dorința de a fi aici. Mulțumesc din nou pentru informații. Uite, Liliana revine și spune, jos pălăria, doamna Stănculeanu. Mulțumesc și eu, într-adevăr, iată întrebări și cuvinte foarte frumoase, de fapt. Uite, da, spune o altă mămică. Nicoleta spune, foarte interesant, ca profesor, cum putem obține adeverința de participare. Cred că vor răspunde colegii mei, cei care organizează acest eveniment. Uite, o altă întrebare interesantă, cum îi pregătim? Foarte important ce spuneți, dar cum îi pregătim și aș adăuga de pe la ce vârstă începem pregătirea? Pentru că, Diana, dacă o facem prea târziu, acum când sunt ei în perioada asta de mofturi, de ei le știu pe toate, s-ar putea ca un pic să fi pierdut startul. Eu mă bucur că din acest punct de vedere cred că n-am pierdut startul. Tot lucrez așa cu ei de ani, dar te las pe tine să ne explici cum ar trebui pregătiți și cam de pe la ce vârstă. De aceea am și spus că cumva pubertatea este mai degrabă ultimul tren pe care îl mai avem, pentru că dacă să ies să vă spun cu sinceritate, din experiența mea de interacțiune cu copii de școală primară, clasele a treia, a patra, către care mergeam în perioada prepandemică cu mesaje legate de educație sexuală, de educație cu privire la cum funcționează corpul nostru și ce transformări se întâmplă, ei bine, de la acest final de școală primară, ei deja au foarte, foarte multe informații. Nu le-au neapărat pe cele potrivite și corecte. De foarte multe ori au informații dintr-o zonă care ne ridică părul și ne-l pun pe bigudiuri. Au acces la pornografie infantilă undeva de la 8-9 anișori și să știți că o fac pe rețelele de internet la liber ale școlilor. Deci iată că copiii, așa cum spuneam și în timpul prezentării, faptul că nu le dăm noi informațiile nu înseamnă că ei nu au informații. Le au oricum, le au repede, undeva de la 8-9 ani, când copiii sunt destul de autonomi în accesarea internetului. Deja de acolo încolo este posibil ca ei să afle orice, ceea ce înseamnă că de acolo încolo noi putem să ne pregătim și să ne așteptăm pentru orice categorie de întrebare din partea lor. Și e important să o primim cu atitudine firească, relaxată, fără să ne șocăm, fără să-i criticăm, fără să-i obrăznicim, pentru că uneori ne vine, copile, dar ce-i cu subiectele astea pe capul tău? De ce vii? Nu ți-e rușine să mă întrebi pe mine așa ceva? Și la poeta viitoare nu mai îndrăznește să vină să exact. Te mai... Asta ar fi o ușă închisă pe care copiii nu o vor mai deschide. Teoria ne spune că educația sexuală este o parte importantă a educației pentru sănătate și începe de la vârste foarte, foarte fragede, începe de la
cuvintele pe care le îi învățăm pe copii cu privire la denumirea întregului lor corp și e important că ei să știe că pe lângă urechi și coate au și penis, de exemplu, între buric și genunchi nu este o gaură neagră. Deci iată că ăsta este deja este un pas în educația sexuală. Fetițele sunt un pic diferite de băieței, pentru categoric, că, da, că avem anatomie diferită. Să învățăm de ce părțile intime se numesc intime, da, și nu neapărat pentru că sunt rușinoase, ci pentru că ca și dinții trebuie spălate zilnic, au nevoie de lenjerie curată zilnic, da? Sunt sensibile la durere, se pot îmbolnăvi ușor, de aceea trebuie să avem grijă de ele, da? Trebuie să învățăm despre limite, apropo de utilizarea toaletei, despre faptul că n-ar trebui să mai avem copii pe care la 7 ani îi ștergem noi la fund, ar trebui să se șteargă singur la fund. Deci, iată cum toată această educație legată de corp și funcționare are un specific al fiecărei etape de vârstă și începe de foarte, foarte devreme, începe din, realmente din primii 2 anișori de viață. Îți mulțumesc din suflet, Diana, pentru prezentarea făcută, ai fost extraordinară. Uite, și Gabriela spune același lucru, excelentă prezentarea, doamna Diana Stănculeanu, mulțumim pentru informații. Mă uit și la mesajele sosite pe YouTube și mă bucur, iată că și cei care ne urmăresc pe YouTube ne salută și ne scriu. Mirela spune și noi vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite. La fel, Maria, vă mulțumim pentru informațiile oferite. Mulțumim pentru oportunitatea de a participa la acest webinar. Și eu mă bucur că suntem împreună și o să mai avem astfel de ocazii. Este minunat. Negura ne spune, de aici încep mesaje iarăși legat de HPV, de partea medicală. Medicală. Nu știu dacă domnul profesor Alexandru Rafila, domnul doctor Gingiovel Dumitra ne aud și ne pot ajuta, mai sunt mesaje care necesită răspunsuri. Nu sunt aici, dacă este nevoie, vă rog să nu ezitați să-mi dați. Da, vă mulțumesc din suflet. Uitați, Negura ne întreabă, sunt pozitivă cu virusul HPV-16 care mi-a cauzat o leziune precanceroasă. Am făcut excizie, dar fiind pozitivă HPV, mă mai pot vaccina? Ar putea fi vaccinul un tratament, iar dacă nu, așa cum am înțeles, care ar fi tratamentul virusului? Deci trebuie urmărită în continuare, fără discuție, această leziune de către ginecolog. Trebuie tratată leziunea și înțeleg că doamna deja a făcut acest lucru. Chiar dacă a fost pozitivă și identificăm că are virusul HPV-16 acolo, se poate vaccina. Repet, vaccinul nu va vindeca leziunea. Leziunea se va vindeca prin excizie chirurgicală, iar persistența virusului la nivelul mucoasei exocolului, chiar și după tratamentul chirurgical, va trebui să fie rezolvată de către organism prin fenomenul de clearance, care se întâmplă în mod obișnuit. Dar important este ca la acest moment să se vaccineze și mai departe să urmărească leziunea prin intermediul ginecologului. Și Diana ne scrie, a avut HPV și ea și soțul. Diana va face vaccinul, va fi nevoie să-l facă și soțul și ne și spune categoria de vârstă 35 de ani plus. Nu este neapărat obligatoriu să-l facă și soțul. Câte vreme îl face soția și se protejează împotriva cancerului de col uterin, spun că nu este nevoie din perspectiva dumneaei. Este important ca să privim lucrurile în schimb din perspectiva amândorora. Dacă și soțul dorește să fie protejat împotriva ceea ce poate să fie cancerul penian, atunci da, se poate vaccina și soțul. O salutăm și pe Andrei Ingrid, care spune că este din Oradea și este prezent acum la conferință. Tema o interesează foarte, foarte mult, deoarece are o fică de 12 ani. Și iată ce ne scrie Ingrid, că de aproximativ 2 ani așteaptă în Oradea vaccinul prin medicul de familie. Cum se poate obține vaccinul? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Trebuie să, așa cum am spus și în prezentare, să depună cerere la medicul de familie. Dacă n-a făcut acest lucru, să meargă să depună această cerere. Chiar în săptămâna trecută, Ministerul Sănătății a colectat prin Direcția Sănătate Publică încă o dată solicitările depuse de către părinți în cursul anului 2020 și acum în anul 2021. Deci se ia legătura cu medicul de familie, se încadrează în grupa eligibilă, depune o cerere în acest sens, medicul de familie transmite mai departe către Direcția Sănătate Publică și va primi la un moment dat, pentru că trebuie să spun că anul trecut, în anul 2020, am vaccinat fetițele care au depus cerere în anul 2017-2018. Deci există oarecare latență între momentul depunerii cererii și momentul în care Ministerul Sănătății distribuie vaccinul.
Și mai avem un mesaj. Dacă se cunosc 200 de tipuri de HPV, din care 15 sunt cancerigene, de ce nu sprijină Ministerul Sănătății vaccinarea gratuită la femeile de peste 20 de ani? Este vorba de o prioritizare teoretic în acest moment. În acest moment se încearcă administrarea grupa de vârstă care, la care obținem cel mai mare beneficiu, la care încercăm în același timp să creăm încredere în rândul populației, mare sănătul părinților care sunt în această grupă de vârstă, și pe măsură ce vaccinul va fi disponibil și fondurile vor fi disponibile, probabil că se va extinde la o vârstă, la, și la alte grupe de vârstă. Dar în acest moment programele naționale, repet, la nivel internațional se adresează acelor grupe de vârstă de la care se obține beneficiul maxim. Și aici vorbim despre fetițele 9-14 ani, în România este 11-14 ani, și să sperăm că se va ajunge în trepte la vaccinarea, includerea în această grupă de, în această prioritizare și a băiețeilor, după care la sistemul de catch-up, de recuperare a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani. Sunt pași care trebuie făcuți, fără discuție, e nevoie de fonduri guvernamentale care trebuie disponibilizate și mai ales trebuie încăpătată încrederea populației. Mulțumim pentru răspunsuri. Revin iată cu un răspuns pentru cei care întrebau legat de adeverință. Adeverințele vor fi transmise în decurs de o săptămână de la finalizarea evenimentului, mă anunță colegii care organizează evenimentul. Mulțumesc pentru această precizare. Iată un mesaj foarte drăguț din partea Laviniei. Spune, am putea să o invităm pe doamna psiholog la o oră de dirigenție firește virtuală. Cred că n-ar strica. Nu știu acum, doamna Diana Stănculeanu, dacă ne aude, poate să... Vă aud, vă aud. Ați accepta o oră de dirigenție, iată, virtuală? Am făcut nenumărate inițiative de acest fel, chiar și în mediul online, fără niciun fel de probleme. Aveți pe primul slide al prezentării adresa mea de mail, care este numele meu pe Gmail. Invit doamnele profesoare interesate de acest lucru să-mi scrie și cu planificare din timp cu siguranță putem rezolva. Iată un alt mesaj, e un adevărat exercițiu de răbdare să facem față unui copil la pubertate. Nu e ușoară meseria de părinte, dar puncte cu atâtea satisfacții dacă ne străduim să facem ceea ce trebuie. De acord și cu acest mesaj. Și iată ce ne scrie Nicoleta, am pus în practică instinctiv exact aceste fapte având o fată de 19 ani și pot spune că o focusată pe ceea ce contează la această vârstă, tocmai pentru că am încercat să-i ofer libertate și prietenie. Sunt foarte multe mesaje de mulțumire și mă bucur că se întâmplă așa, iată avem feedback pozitiv de la cei care ne ascultă și ne urmăresc. Așteptăm în continuare mesajele voastre. Cu mulțumiri pentru răspunsurile oferite până acum, o să vă cer permisiunea să mergem mai departe și în continuare o să abordăm o temă diferită alături de domnul dr. Bogdan Radu, pe care îl salut. Domnul dr. Bogdan Radu este medic specialist radioterapie la clinica NeoLife. Și domnul doctor va propune ca temă, bună seara domnule doctor, bun venit, tema pe care o va aborda domnul doctor, rolul radioterapiei stereotactice în tratamentul oncologic modern. Iată, schimbăm registrul, dar sunt convinsă că la fel vom afla lucruri extrem de importante. Domnul doctor este pregătit, vă ascultăm în cele ce urmează. Da, deci din păcate eu pot să vă confirm datele epidemiologice prezentate de domnul profesor și domnul doctor. Așa este, avem foarte multe paciente cu cancer de col uterin. Partea bună, ca să zic așa, este că se poate trata. Avem intenție curativă dacă avem un stadiu loco-regional, dar într-adevăr cu un mare impact emoțional, pentru că majoritatea abordărilor terapeutice presupun sacrificarea fertilității și asta e foarte devastatoare, mai ales în cazul pacientelor tinere care nu au apucat încă să aibă un copil. Deci da, confirm că este într-adevăr, adică prevenția chiar joacă un rol important și ar trebui să o facem la un nivel mult mai ridicat. Acum, ca să vorbim despre partea de radioterapie, că și ea joacă un rol în abordarea terapeutică a pacientelor cu cancer de col uterin, dintre cele mai avansate tehnici, ca să spun așa, și pe care le putem face în clinica noastră, sunt radioterapia stereotactică. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă administrarea dozelor de radiație, practic un fascicul de fotoni X, cu altă precizie la nivelul volumului țintă, în special la nivelul tumorii,
dar menajând țesuturile sănătoase de vecinătate. Adică ne interesează să distrugem celulele tumorale, dar să protejăm organele la risc de vecinătate. Precizia metodei constă în acuratețea localizării tridimensionale a țintei pentru a ghida această iradiere. Da? Deci ajungem la o precizie submilimetrică a tratamentului. Acum niște date puțin tehnice. Această radioterapie sterotactică se poate împărți în, fie în radiochirurgie, cum îi spune numele, este similară chirurgiei, doar că aplică un fascicul foarte țintit de raze X și se administrează într-o singură ședință. Deci dacă vorbim de tumori mici, le putem trata într-o singură ședință. Asta înseamnă un confort crescut pentru pacient și un timp scăzut de tratament. Sau, în cazul tumorilor ceva mai mari, așa, radioterapie stereotactică fracționată. Adică nu putem iradia un volum atât de mare dintr-o singură fracție și atunci administrăm mai multe ședințe de radioterapie. Toate aceasta se referă la tumorile localizate cerebral. Pentru tumorile localizate la nivel corporal vorbim despre SBRT, adică radioterapia stereotactică corporală, care în principiu utilizează aceleași mijloace tehnice, același tip de aparat care să livreze tratamentul. Și ca utilizări clinice vorbim de, mă rog, inclusiv tumorii pulmonare, metastaze, adică inclusiv în boala oligometastatică vorbim acum de intenție curativă, ca să zic așa. Ceea ce înainte nu era posibil, înainte de această tehnică. Termenul de radiochirurgie descrie exact procedura utilizată pentru a administra, cum v-am spus, aceste doze mari de iradiere într-o singură ședință, la nivelul unui volum redus. Da? Cu ajutorul ghidării imagistice, CT, putem folosi acceleratorul liniar, pentru că mai există și iradiere cu gamma knife. Nu știu câți au auzit despre aceasta. E o procedură care folosește o sursă de cobalt și se, dar care necesită folosirea unor cadre ce se fixează efectiv de craniul pacientului. Deci o procedură mai invazivă, cu mai puțin confort pentru pacient. Aici sunt câteva diferențe între gamma knife și acceleratorul liniar pe care îl folosim la noi în clinică. După cum vedem, au aceeași precizie, aceeași acuratețe submilimetrică. Nu necesită, precum gamma knife, un aparat dedicat, deci se poate folosi același aparat care poate trata și alte zone sau alte tumori în mod convențional. Și, per total, este și mai ieftin pentru că nu necesită schimbarea acelei surse care se consumă în timp, cum este vorba la gamma knife. Iar timpul de tratament rămâne același, adică un timp scurt de tratament pentru pacient. Avantaje, cum vă spuneam, imobilizarea pacientului este neinvazivă, adică nu se folosește acel cadru de stereotaxie de care vă spuneam. Plus că la radioterapia stereotaxia fracționată vorbim și despre avantaje radiobiologice, da, care permit distrugerea și a celulelor tumorale aflate în alte faze decât cele sensibile la efectul razelor în timpul unei singure ședințe. Timpul de tratament așadar este mai scurt. Verificăm poziționarea cu ajutorul imagisticei incorporate în mașina de iradiere și de asemenea avem posibilitatea tratării mai multor leziuni în aceeași ședință. Lucru foarte important, cum vă spuneam, în boala oligometastatică. Iar asta se traduce, bineînțeles, printr-un confort crescut pentru pacient. Cum vă spuneam, aceste tehnici moderne se bazează pe radioterapia ghidată imagistică, așa numitul IGRT, Image Guided Radiation Therapy. Astfel se asociază imagistică tridimensională de diagnostic cu tehnici moderne de radioterapie conformațională într-o singură unitate, adică nu necesită mai multe aparate, ca să zic așa. Acest IGRT se bazează pe adăugarea așadar a unei unități imagistice pe aparatul de iradiere, capabil așadar să efectueze radioterapie de înaltă precizie. Printre tehnicile moderne de iradiere se numără radioterapia cu intensitate modulată, așa numitul IMRT, da? Cu mai multe variante, dintre care, mă rog, enumerăm aici Rapid Arc sau iradierea bazată pe modularea volumetrică a intensității în radioterapie. Asta ce înseamnă o precizie mult mai mare a tratamentului, toxicități mult mai mici pentru pacienți și o eficiență mult mai mare a tratamentului. Așa cum vă spuneam, putem să escaladăm doza la nivelul volumului tumoral și să scădem doza la nivelul organelor țintă,
cu reducerea timpului de tratament pe fracțiune. Asta se trage printr-o, încă o dată, printr-un confort sporit pentru pacient. Vă dați seama, este destul de incomod să stai absolut imobilizat pe o masă de tratament, așteptând să se finalizeze tratamentul. La clinica noastră beneficiem de acceleratorul liniar TrueBeam, care are toate dispozitivele de imagistică și administrare a radioterapiei. Este cel mai performant aparat de la Varian. Și aici avem câteva exemple ale, am pot da detalii tehnice, dar o imagine face cât 1000 de cuvinte, cred că aici se poate vedea foarte bine. Efectul la 3 luni. Aici, de exemplu, avem o metastază cerebrală care a fost tratată cu 3 ședințe, practic, o leziune de 21 de mm. După 3 luni vedem micșorarea în dimensiunea a leziunii. Ce vedem aici, practic, mai este o zonă de necroză centrală. Tumora a fost distrusă. Aici un alt exemplu, o tumoră ceva mai mare, unde a fost nevoie de o doză mai mare, bineînțeles. Tot în 3 ședințe vedem cum leziunea arăta înainte de începerea tratamentului și cum arată la 3 luni după tratament. Iar la 8 luni, aici cred că e un exemplu și mai bun, vedem că avem un răspuns complet. Practic, leziunile au dispărut. Iarăși, tumori ceva mai mari. Asta ar fi un challenge mai mare pentru Gamma Knife. Cu acceleratorul liniar prin stereotaxie fracționată se pot trata și multiple. Aici vorbim despre 3 metastaze, da? Și o dimensiune de aproape 4 cm. Și atunci a fost nevoie de 5 ședințe de radioterapie. Da? Bun, în concluzie, că v-am tot plictisit cu date tehnice, radiochirurgia și SBRT-uri, adică radioterapia, stereotaxia corporală, sunt metode prin care putem să administrăm doze foarte mari cu foarte mare precizie la nivelul tumorilor atât intra cât și extracraniene. Asta este foarte important. Până la această tehnologie cu Gamma Knife nu se putea irradia decât tumori cerebrale mici în principiu. Și asta se vede în rezultate, care sunt favorabile și ați văzut în imagini. Iar la fel, toxicitățile sunt, spunem noi, acceptabile. De ce? Pentru că sunt multe tumori care ar fi inabordabile chirurgical și atunci singura metodă prin care putem să le tratăm sunt exact aceste tehnici înalt specializate de radioterapie. Bineînțeles, pentru cazul tumorilor de poluterin, și că tot asta este subiectul evenimentului de astăzi, de obicei nu este nevoie să apelăm la astfel de tehnici. Tratamentele sunt ceva mai convenționale. Însă ce este foarte important de știut este că chiar dacă am depășit etapa de prevenție și avem boală manifestă, avem opțiuni terapeutice la care putem să apelăm, într-adevăr cu plusurile și minusurile lor. Însă printr-o muncă de echipă, de la chirurg, la oncolog medical, la radioterapeut, pacientele au o șansă și un prognostic foarte bun dacă tumorile sunt depistate într-un stadiu loco-regional. Și cam asta a fost prezentarea mea. Am încercat să o țin scurtă. Scurtă, precisă și informații prețioase, pentru că, iată, cu ajutorul tehnologiilor moderne și felicitări pentru munca în echipă și tot ceea ce faceți, reușiți să salvați vieți, ceea ce este important. Da, noi oricum, noi sperăm să rămânem fără muncă, adică să nu avem ce, să nu mai avem ce trata, să funcționeze atât de bine prevenția, încât să nu mai avem paciente cu astfel de patologie. Mulțumim din suflet, domnule doctor, mulțumesc tuturor pentru informațiile aduse, mulțumesc celor care ne urmăresc, iată, sosesc mesaje foarte, foarte frumoase, mulțumim, foarte folositor webinarul, Maria spune informațiile foarte importante și utile, vă mulțumim, consider că în școală ar fi bine ca informațiile aduse copiilor să fie venite din partea unor persoane competente pe acest domeniu, medici, psihologi, așa cum s-a întâmplat în această seară. Mulțumim, Maria, pentru aprecieri. La fel, Slava Negura, să ne mulțumesc foarte mult pentru informații. La fel, Florentina, mulțumim frumos pentru toate informațiile aduse în această seară. Încerc să citesc și de pe YouTube și Facebook și platformă. Sper să nu scap mesaje importante. Sunt mulți care întreabă dacă evenimentul va rămâne
online pe YouTube și da, va rămâne, acesta este răspunsul, așa că ori de câte ori veți avea nevoie să vă reamintiți din informațiile prețioase pe care le-am aflat astăzi, puteți accesa link-ul și puteți urmări. Iată, spunea, cred, o doamnă profesor în legătură de eveniment că rămâne în online, spunea cineva că ce bine că putem viziona și în clasă, la școală, perfect, gata, am găsit mesajul, lăcrămioara Daniela Gavriloae ne scria. Legat de adeverințele de participare, aș dori și eu, fiind cadru didactic, ne scrie Liliana Cristina, nu am văzut în momentul înregistrării unde anume trebuie să menționez acest lucru. Este în regulă dacă în decurs de o săptămână, dacă nu primesc vreo notificare până atunci, să vă trimit un mail în acest sens. Cu siguranță, iată, uite, colegii mei ți-au răspuns chiar acum, Liliana, dacă nu ați menționat când v-ați înscris, o să vă răspundem pe mail. Lavinia Marinca spune, a fost foarte interesant, deloc plictisitor. Mulțumesc din suflet tuturor, într-adevăr, au fost lucruri extrem de interesante, sfaturi utile pe care noi părinții sper să ținem cont. Le mulțumesc din suflet tuturor și aș vrea să închei această seară minunată, mulțumindu-le încă o dată invitațiilor noștri, domnului profesor dr. Alexandru Rafila, mulțumim din suflet, domnule profesor, pentru toate informațiile aduse, domnului dr. Gindrovel Dumitra, la fel vă mulțumesc, domnule doctor. Îi mulțumim Dianei Stănculeanu, psiholog și psihoterapeut. Ne mulțumesc în calitate de mămică de adolescent și am văzut că au fost și alți părinți aici care mulțumesc tuturor pentru informațiile extrem de prețioase și mulțumim și domnului dr. Bogdan Radu pentru toate informațiile utile oferite. Eu zic că a fost o seară extrem de interesantă și mă bucur că am avut ocazia să fim din nou împreună. Le mulțumim de asemenea sponsorilor fără de care ne-ar fi mai greu să ne organizăm. Mulțumim MSD și Neolife. Mulțumim și partenerilor noștri, Salvați Copii, Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov, Medicover, Ziarul de Sănătate, English Kids Academy, fără de care, repet, nu am fi putut organiza acest eveniment. Și nu în ultimul rând le mulțumesc organizatorilor ELA Congres pentru această idee minunată, ca periodic, să ne întâlnim la astfel de webinarii în care avem invitați extrem de valoroși, de prețioși, așa cum am avut și în seara aceasta, astfel încât noi să rămânem cu informații utile, prețioase. Vă mulțumesc vouă, dragi părinți, cadre didactice, pentru că ați fost în număr atât de mare, pentru participare, pentru întrebările adresate. Vă doresc o seară minunată și vă invit să ne mai urmăriți în continuare pe pagina de Facebook sau newsletter pentru a fi la curent cu toate evenimentele organizate de Societatea Părinților Informați. Eu sunt Simona Dragomir, mă înclin în fața voastră a tuturor, vă mulțumesc din suflet și abia aștept următoarea noastră întâlnire. Până atunci aveți grijă de voi, de sufletul vostru, de copii, de familie, rămâneți sănătoși și voioși și ne revedem curând în aceeași formulă. Numai bine!